Bună seara, dragilor! Știu, astăzi este vineri, nu este joi, dar cum ieri a fost o zi sfântă, o mare sărbătoare la români, este vorba de împărații Constantin și Elena, am decis ca pe emisiunea de aseară să o mut pentru această seară și încerc și scuzele de rigoare. Bun, pentru început o să citesc un pic, să vedem dacă ghiciți, pentru cei care nu ați văzut promo, câteva date așa, în timp și spațiu. Între 75 și 76, maestru. Între 2006-2009, științele economice și management, Universitatea din Craiova. Între 2009 și 2011, master în finanțe, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrație Afacerilor și Domeniul Finanțelor din Craiova. 2012, certificat reformă administrația publică locală. Tot în 2012, atestat de specializare expert în administrație publică și siguranța cetățeanului. Tot în 2012, certificat psihologia maselor. 2013, certificat administrație europeană, diplomația administrație publică. Foarte puțin dintre politicieni au acest certificat. Așa, între 1970 și 1992 a fost maestru principal la CATC Pitești, România. Așa, între 1992 și 1996 a fost viceprimar, iar din 1996, mai exact din martie 1996, 18 martie 1996, primar, ghiciți, primar al Comunei Europene Bascov. Deci, lângă mine l-am pe domnul primar Gheorghe Stancu, care îl salut. Bună seara și bine ne-am întâlnit la această emisiune și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Pentru cei care se uită la noi, poate știu, poate nu știu, va trebui să spun câteva lucruri despre proiectul nostru al Asociației Civice, un proiect prin care noi dorim, prin acest post de televiziune, dorim să devenim o interfață între alegători și aleși. Pentru că sunt foarte mulți cârcotași, ca să spun așa pe românește, care vociferează pe la tot felul de colțuri, fără să aibă dovezi sau fără să aibă, eu știu, prea multe informații reale de la fața locului. Și am zis că e mai bine să chemăm pe rând, măcar o dată pe an, primarul, consilier reprezentat al formațiunii, al grupului politic, Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, cine face parte din Consiliul Local. Pe de altă parte, să invităm și alți politicieni care nu au obținut un loc eligibil în Consiliul Local și, în ultimul rând, cetățenii care, dacă nu cumva ajung la domnul primar sau la un consilier local sau, mai bine zis, la instituția primăriei, să rezolve o problemă a comunității din care face parte, eu îi rog să vină la mine, stăm de vorbă și atunci cu siguranță vom primi răspuns. Pentru început, pentru că dumneavoastră sunteți pentru prima dată participați la mine. Și sper să nu fie ultima. Vă garantez eu că nu va fi ultima. Și pentru cei care nu vă cunosc totuși, cine este Gheorghe Stancu? Câteva lucruri. Eu am citit din CV-ul dumneavoastră, dar așa, unde v-ați născut, unde ați crescut, despre familie, chestii de genul ăsta. Așa, câteva. Ce să vă spun, sunt născut pe 1 decembrie, deci chiar de Ziua Națională a României, 1953, într-o familie cu 4 copii. Tatăl meu a murit, din păcate, la o vârstă foarte fragedă, la vârsta de 45 de ani. Am rămas 4 copii și mama mea, care n-a avut servici, și a trebuit să găsim soluții pentru creștere, pentru educare, pentru întreținere. Din anul, după ce am terminat școala generală, clasele 1-8, la Valea Ursului, colaborarea Ursului, care face parte componentă din grupul acum gimnazial al școlii din Bascov. Pe timpul acela era la mare căutare școlile profesionale. Am dat examen la școală profesională la Miu Brașov. Am mers acolo, am terminat școala profesională.
din 1100 de elevi, chiar cu o medie bună, și cred că ați avut ocazia să vedeți, cu media 9,25 pe total școală. După aceea am avut o copilărie fără copilărie, pentru că imediat după ce am terminat cursurile școlii profesionale, începând cu 1 august 1970, a trebuit să ne angajăm la fostul combinat de articole tehnice de cauciuc, marele combinat pe atunci de articole tehnice de cauciuc de la Pitești. De ce spun acest lucru? Pentru că se puneau în funcțiune toate secțiile de producție și se lucrau atunci pe produse, pe omologare, în primul rând de la anumite produse pe benzile transportoare, unde erau reprezentanții din firma Berstorf din Hanovra, Germania. Chiar acolo am fost repartizat, eram un copil și ușor, ușor, poate că am avut și această înclinație cu lucru cu omul și am fost numit în 6 luni de zile un fel de șef de echipă, de brigadă. În timp a trebuit să merg și la specializare în Germania, o lună. După aceea au trecut ani, în 2 ani de zile au început să vină cei de la firma din Italia, firma de la prese, pot să spun acum, Pirelli din Italia, pentru presele de vulcanizare de la secțiile de producție a garniturilor presate, marea secție de garnituri presate, în toată gama de produse de cauciuc, la toată gama de autovehicule din România și nu numai. Și a trebuit să merg și acolo la specializare și o lună zile. Am terminat școala de maestri, cu medie bunicică, spun eu, chiar cu media 10. După aceea am fost maestru principal și am avut în subordine, cum să spun, un compartiment și câteva sectoare de activitate de mare importanță pentru economia României. Și mă refer aici la toate reperele de garnituri presate din toate tipurile de autovehicule și n-a fost ușor pentru că sunt cu sutele, cu miile chiar. Am fost și la specializare 6 luni de zile din partea CATC-ului, combinatului de articole tehnice de cauciuc, la atunci când a trebuit să omologăm reperele pentru mașinile Wolsit de la Craiova. Și ușor, ușor, în timpul acesta, prin anii 87 până în anul 1990, am fost ales, hai să spun și din punct de vedere obștesc, așa, un fel de deputat pe zone, așa erau atunci, cum sunt actuali consilieri, dar fără să fim remunerați. Am avut anumite acțiuni civice cu cetățenii, îi mobilizam să facem anumite lucrări și vreau să vă spun că una din lucrările care stau și acum în picioare este podul de peste Părâul Bascov în satul Mica, care a fost efectuat în perioada aceea cu oamenii din localitate. În 1990, în februarie 90, am primit de la fosta conducere a combinatului de articole tehnice invitația de a merge către primăria Bascov, pentru că plecaseră toți din primărie și primar și viceprimar și secretarul de partid în perioada aceea, care știm cu toții. A trebuit să merg pe o durată de 6 luni de zile. Vă dați seama, am găsit o primărie veche. Era și iarna, vă spun în ce situație arăta primăria, început să rău. Că, dacă îmi dați voie să mi-aduc aminte, au fost câteva voci care au tot spus așa, băi, primul care l-a făcut când a devenit primar și a făcut primărie. Eu nu cred că v-ați făcut primărie pentru dumneavoastră, ci ați făcut primărie pentru toată comuna, pentru toți locuitorii. Acum am anumite critici că primăria este prea mică și așa este. Nu. Când am venit primar, nu. Primul obiectiv nu a fost ăsta, e de să fim sinceri. Deci primar, într-adevăr, am devenit în 1996, la alegerile din 96, dar primăria a fost începută chiar din 1995 și vine cu aportul de 90%, numai, mă rog, să văd documentele. Da, dar trebuia să facem o primărie, pentru că mă rog, oamenii trebuiau să aibă nevoie de serviciile noastre. Era o primărie numai cu 3 camere,
cu niște sobe de pe gaze, foarte vechi, insalubre. Și bineînțeles, s-au mai creat și locuri de muncă. Și bineînțeles, s-au creat și locuri de muncă, dar în momentul respectiv, când am inaugurat primăria, cu FAS, conducerea județului, cu prefectura de atunci, a fost una din obiectivele noi de acest tip de investiție administrative, să zicem, din județ. Între timp au apărut alte primării, chiar, cum să spun, cu o compartimentare mai bună și probabil că mai... Da. Legată de zilele noastre, de pretențiile cetățenilor. Chiar citesc acum pe chat că care dracu comună europeană? Asta vis-a-vis ce am spus eu despre Basco, că e o comună europeană. Stimabilă doamnă, haideți să vă spun, România face parte din Uniunea Europeană, Basco face parte ca și localitate din România, sau din județul Argeș, la rândul său face parte din România, deci au implicit și Bascovul este o comună europeană. Da, e foarte adevărat. Câte localități din țara asta arată exact cum sunt localitățile din vestul Europei? Nu, dar de drept suntem localități europene. Deci, nu, haideți să nu ne mai jucăm cu cuvintele astea. Când spunem Bascov Comună Europeană, să știți că e super ok. Dacă îmi permiteți să răspund puțin la acest aspect, stimată doamnă. Deci, întâmplător, noi suntem înfrățiți cu 7 localități din Europa. Cu localitatea Nolai dinspre Dijon, Franța, cu localitatea Moimaco de lângă Udine, Celico de lângă Viterbo din Italia, Charlene de Castro, 3 localități din Italia, cu localitatea Caspician din Bulgaria, cu localitatea Caseta de lângă Zaragoza, Spania și cu localitatea Cimișen din Republica Moldova. În anul 2016 și anul 2017 și chiar și 2018, dar în general în 2016-2017, reprezentanții acestor localități au vizitat localitatea noastră cu ocazia zilei localității. Acolo în Poiană, unde facem noi ziua localității. Vreau să vă spun că au venit o parte din delegați cu primăria, cu administrațiile locale din localitățile respective, am fost și noi acolo, o parte din delegați au venit cu 3-4 zile înainte și a trebuit să... aveau dorința să viziteze anumite obiective din comună și din afara comunei, în județ și chiar în afara județului. Și au vizitat școlile noastre, grădinițele noastre, am mers pe anumite zone, avem zone frumoase în comuna Bascov. Dar să știți că sunt foarte mulți cetățeni care nu înțeleg adevăratul sensul al cuvânt, adică și nu, exact. Mulți zic că, bă, lasă-vă că se plimbă primarii cu banii noștri. Haideți, avem deja, o să ajungem și aici, dacă tot atacăm subiectul ăsta, poate în 2 minute vom finaliza, dacă tot am început cu acest subiect. Și vreau să vă spun un altor lucru, sincer vă spun. Când am mers în grădinițele noastre, în grădinița de la program prelungit din Bascov, eu vă spun cu toată sinceritatea și dacă vreți, mă rog, cu viitoarea ocazie, o să vă aduc, n-am fost pregătit pe asta, o să vă aduc și dovezi în care nu prideau să filmeze, să transmită, pentru că și eu am fost în școlile lor și vă spun acum, cu mândrie, că în Bascov școlile arată cu adevărat europene, cu table inteligente, calculatoare, în grădinițe moderne, de nu putem să ne plângem sub aspectul ăsta. Și nici sub aspectul, hai să spunem, al așezării. Am fost și noi la ei. Nu mai spun gradul de ospitalitate care ne caracterizează așa pe români. Dar avem totuși utilități aproape 88%, 90% cu adevărat europene, cu gaze aproape 70 ceva de kilometri, cu apă. Într-adevăr, nu, mai avem 2-3 zone mai îndepărtate de centrul comune, mai îndepărtate de zonă. Domnul primar, că tot veni vorba, ați spus ceva de grădiniță, că le-a plăcut grădinița și așa mai departe. Așa este. Am o întrebare de la Elena Mădălina Big Luke. Da? Da? Când va fi gata grădinița nouă și ce regim o să aibă? Privat sau ca cele de la stat? Nu. Creșa. Deci e vorba de creșă. Creșa, da? care locația, da? Locația este chiar lângă grădinița cu program prelungit, pentru că această grădință cu program prelungit, care v-am spus, au asistentă sanitară, bucătărie proprie, în sfârșit, foarte dotată, cu toalete, interior, cu încălzire centrală, mă rog, nu mai fac față de solicitărilor. Vin și aproape din partea de nord a Piteștului, cetățeni ca să înscrie copiii la grădinița respectivă, din partea de, hai să spunem, localităților învecinate, mă refer aici la Merișan și la localitatea Drăganu. Am avut, hai să vă spun, neplăcuta surpriză chiar ieri, în situația în care eram pregătiți
să semnăm contractul de finanțare cu firma care a câștigat licitația de execuție, să primim de la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor de la București o contestație formulată în ultima clipă de către una din firmele care au participat la licitație. Asta înseamnă că cel târziu, acum, prin noile legi a achizițiilor publice, poate că avem și noi aport Asociația Comunelor la acest an normativ, s-a modificat puțin termenele de soluționare, în maximul 2 săptămâni trebuie să ne dea răspunsul. Deci asta înseamnă că cel târziu, și garantez aici, cel târziu 10 iunie, sperăm să înceapă lucrările. Avem și sursele legal constituite cu această destinație și mă refer aici prin programul PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, 78% și restul de 12% din bugetul local. Va fi o creșă modernă, chiar așezată lângă grădința cu program prelungit, cu condiții, cu încălzire centrală, cu asistentă sanitară. Va fi cu regim de stat și nu privat. Da. Și că tot ați folosit cuvântul cadastru, chiar mă uit aici, am o întrebare de la Luminița Belea. O cunosc și vă și salut. Puteți vă preciza salut. Dacă primăria Bascov a depus cerere de finanțare pentru a accesa banii europeni pentru a veni sprijinul cetățenilor în vederea cadastrării gratuite a UAT-ul Bascov. Anticipat pentru răspuns. Mi-a trimis aici și un mic paragraf pe care dați-mi voie să-l citesc. Se pregătește cadastrarea gratuită și în 2020. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, va scoate la licitație 510 unități administrativ-teritoriale care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023. În acest context, reprezentanții așa s-au întâlnit miercuri 22 ianuarie 2020 cu membrii geodezilor din România, în scopul stabilirii măsurilor necesare pentru accelerarea PNCCP-ului. Da, da. Felicitări, doamna Luminița, așa este. Am cunoscut conținutul acestei întrebări puse dumneavoastră și în spațiul pe telefonie. Așa e, da? Și pe grupul Bascov. Deci nu am dat răspunsul pentru că încă aștept un răspuns de la Agenția Națională în acest punct, pentru că după întâlnirea respectivă care a avut loc, încă nu ne-au venit adrese că dacă noi primăria, era vorba să participăm cu 2% din toată valoarea unei cărți funciare, unui cadastru. Pentru că la ora actuală sunt într-o situație puțin mai complicată. Sumele care se vehiculează pentru cadastrarea unui obiectiv, unui imobil, da? Sunt foarte mici și nu prea să găsesc societăți care să scrie la licitație să accepte aceste sume. Și au venit cu propunerea, dacă unitățile administrative teritoriale care sunt angrenate în acest proiect, și cu mândrie vă spunem că nu a fost ușor ca și primăria Bascov să fie angrenate în acest proiect, că nu sunt din județul Argeș, decât vreo 16 sau 17 localități, după câte cunosc eu. Nu sunt din alea 500 și ceva din țară sau... Noi vom participa, eu am trimis și adresă că participăm cu cotă parte de la suma respectivă pe care vor să o dea statul către operatorul respectiv care, sau agenția respectivă de cadastru sau cei care se ocupă, diferența să suporte din bugetul local și din alte surse legal constituite cu această destinație de către UAT-ul Bascov. Deci, cu siguranță, orice solicitare pe această temă nu trebuie să pierdem atâta sumă, să pierdem, hai să vă spunem, acest obiectiv foarte important, cadastrarea gratuită, pentru că doamna Luminița cunoaște foarte bine. Comuna Bascov face parte din această zonă, în așezarea imediat preurbană a municipiului Pitești, dar în comuna Bascov sunt înglobate două foste comune. Una în zona necooperativizată și o problemă foarte complicată din punct de vedere al cadastrării, fosta comună Valea Ursului cu toate satele componente, care a fost alipită comunei Bascov prin ordonanța 2 din 1998. Dar în orice caz merită să depunem toate eforturile pentru a cadastra, pentru că nu toți cetățenii au cadastre, cărți funciare sau extrase de carte funciară. Și vedeți, noastră, indiferent ce se întâmplă, orice act notarial, indiferent că e o succesiune sau o ieșire din indiviziune, fără carte ca funciară nu se mai poate. Da, aveți și dumneavoastră perfectă dreptate. Tocmai mai citeam pe aici niște mesaje. Da, se pare că
unele persoane nu înțeleg acest termen de localitate europeană. Este că dacă la noi plouă, spune că cum să merge atâția kilometri pe jur... Acum nu știu acum dacă aceste persoane au fost și prin Europa. Probabil că au fost, nu cum îmi spun eu, în localități rurale, probabil că au fost în orașe, în orășele, în localități rurale. Eu dacă avem, mă rog... Prijlopul mic cazia. Are canalizare în momentul ăsta? Cum să nu aibă? Are canalizare și pe stânga și pe dreapta. Problema la prijlopul mic, deci avem și gaze, și apă, și canalizare. Singura investiție care lipsește la prijlopul mic, trotuarele care, într-adevăr, și vă dau o veste bună, probabil că celor care au încercat să posteze, să ne întrebe acest aspect, da, am obținut chiar marți, săptămâna aceasta, după 6 luni, atenție domnul Traian, după 6 luni de zile, avizul de la Compania Națională de Autostrăzi pentru trotuar. Și aici aș vrea să dezvolt puțin subiectul. Deci în toată Europa, dacă tot ne legăm de acest cuvânt european, deci dacă mergem de la Nădlac, de la Vârșat, către Becheșavu sau către orice, mă rog, orășel, localitate învecinată cu localitățile din România, o să vedem că dacă am mers pe un drum național, administratorul și sau proprietarul drumului național se îngrijește de tot. De șanțuri, de trotuare, piste de bicicliști, de drum. Cum este și normal. Numai la noi în România există lege, drumurile naționale să fie administrate de către secțiile de drumuri naționale în cadrul județelor prin companiile naționale sau de companii naționale de autostrăzi, cum sunt cele drumurile europene, cum sunt la noi, prin regionalele, prin direcțiile regionale și prin secțiile de drumuri naționale, cum avem noi, fiecare județ. Numai că e puțin cam cu semnul întrebării și am spus acest lucru de atâtea ori și chiar dacă mă repet și câțiva colegi de-ai mei chiar la Asociația Comunilor a spus gata, primarul de la Bascov iar o să ia cuvântul să spună aceeași placă bine, între altele pentru că nu se poate să confundăm legea 213 care definește patrimoniul public al localității cu legile drumurilor. Dacă un cetățean pune un panou publicitar lângă gardul, dacă cineva vrea să pune un panou publicitar lângă gardul cetățeanului, pe DN7, pe DN7, chiria o ia drumurile naționale. Dar șansul trebuie să-l facă cetățeanul, dacă iau după lege, după codul civil și după lege, trebuie să-l facă cetățeanul. Chiar dacă este drum național, cetățeanul din fața proprietății, că așa scrie în lege. Dar sau autoritățile locale. Dar nu se poate să, după ce că investesc eu o primărie într-un trotuar, când e vorba de siguranța cetățenilor pe un drum, poate cel mai circulat din Europa la ora actuală, DN7. Și să dea Dumnezeu să scăpăm odată cu semnarea acestui act pe autostrada de acest trafic intens pe acest drum național. Probabil că domnul s-a referit la canalizare pe satul Prizlop. Avem o zonă de aproape... mai să zic 700-800 de metri, pe partea stângă, în sensul de mers spre Mnicu Vâlcea, în care strada are nivelul mai sus cu aproape 1,5-2 metri față de casă, iar la majoritatea locuințelor, băile sunt în spatele caselor. Ca să putem să venim cu canalizarea în stradă, să racordăm în strada principală, este foarte greu. Și atunci, conceptul de gândire din punct de vedere tehnic și tehnologic a celor de la apă canal s-au cuplat cele 4-5 locuințe cu un bazin, cu un flotor și în momentul și direcționează către... Da, văd că același domn scrie aici și, sincer, știu că primarul este un om gospodar, se vede și cu ochiul liber pe toată comuna. Doar pe strada Prizlopul Mic nu se face nimic. Tot dumnealui spune în următor, nu există canalizare și asfalt pe strada Prizlopul Mic, ulița Prizlopul Mic. Domnul Drăgușin, nu. Deci, Prizlopul Mic înseamnă de la, nu, Prizlopul Mic, deci cuvântul Prizlop, bine așa de la în monografia comunei, de la o trecătoare, un pas, da, bun. Și există, imediat cum începe Comuna Drăganu, există satul Prizlopul Mare. Cândva acest sat a fost
dat de către Bascov. Și între timp, prin noua reorganizare din Ordonanța 2 din 1968, s-au revenit Prizdopul Mare la Comuna Drăganu, Prizdopul Mic în Comuna Bascov. Prizdopul Mic începe de la Unitatea Militară și până la graniță cu Drăganu, linia principală. Între timp s-a mai format o stradă în partea dreaptă, Alea Constantinescu, în care o alee foarte frumoasă, cu, mă rog, care are așa, care la ora actuală au gaze, au apă, au asfalt, e vorba de canalizare care e prinsă în alt proiect acum. La jumătatea acestei distanțe s-a format peste Pârâul Bascov, la solicitarea cetățenilor care au avut terenuri acolo și o zonă foarte frumoasă, un plan de urbanism zonal cu un ansamblu de 2-3 case. După aceea s-a mai lungit puțin, cred că acum sunt vreo 9 case, după câte știu eu acolo. Și mi-am zis, deocamdată noi n-am botezat strada, încă nu i-am zis strada, să-i dăm un nume. Pentru că acolo trebuie să facem un pod și este vorba de un pod peste un Pârâu Bascov. Este un pod cu o valoare foarte mare și cu o deschidere foarte mare. Adică este o investiție foarte mare la ora actuală ca să construim podul peste Pârâul Bascov, deocamdată noi avem, am amenajat împreună cu cetățenii din zonă, împreună cu, mă rog, din ce am găsit noi surse în bugetul local și tehnic așa, deci o trecere la casele respective. Probabil că acolo se referă cetățeanul domnul Drăgușiț, da, acum zic mai. Dar asfalt, dacă, e vorba, nu. Este prins 100% și l-aș invita domnul Drăgușin, dacă mă auziți, la primărie și eu vreau să, dacă tot a spus această situație, acum că nu vreau să, chiar da, vreau să vorbim. Este foarte bine și mă bucur. Ați venit și mă bucur. Mă bucur că, băi, nu m-am așteptat la, că e foarte bine să și vreau să așa câteva aspecte să imediat să caut eu aici. Că chiar am pregătit cu ele. Acestea sunt pe ordonanțe. Deci avem uitați. Pe apă canal, pe proiectul de coeziune 2. Avem prea multe acte și nu mai știu unde le-am pus. Așa, vorbim așa, să și vorbim pe documente. Deci, toată zona respectivă este prinsă într-o finanțare de... Da, uitați aici că am găsit. Da, mulțumesc mult. Deci, am aici o adresă, chiar, dacă vedeți și dumneavoastră, din 19.05.2020. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș în perioada 2014-2020. Și aici spune așa, la ora actuală, în ce fază suntem? Studiul de fezabilitate revizuit în urma observațiilor transmise, deci așa, a fost retransmis pentru analiză, verificare și accept pe adresa la operator regional. Aici, prin acest proiect, UAT Bascov, sunt prevăzute pentru Comuna Bascov investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, investiții descrise în anexe 1 și 2. Valoarea totală estimată a investițiilor pentru Bascov este de 3.857.911 euro fără TVA. Străzile pe care sunt propuse lucrările aferente extinde de rețele, deci noi avem la ora actuală, ca să ne înțelegem, 67,5 km de gaze în comună, 72,5 km de apă, 74,5 km de apă și 72,3 km de canalizare. Că, într-adevăr, comuna este foarte mare și trebuie să ne întindem către străduțele noi, pentru care și străduța de care vorbea domnul Drăgușin. Și atunci, uitați-vă ca să vedeți. Deci, uitați, străzile care sunt propuse, lucrările astea, este extindere, scrie, se numește extindere. Și la anumite. Uitați, avem extindere și de 180 de metri, 64 de metri, 220. Și aici avem, și mergem, Prizlopul Mic, 228 de metri. Este exact, e prima. Prizlopul Mic, 228 de metri. Da? La extindere, da, rețele de apă, 28. Toate aceste străduțe, unele cu 84 de metri, 300, fac 4 km, și aproape 5 km, 5.000 de metri. Fără da, după aceea, 58 de metri. Tot pe apă, străzile care sunt propuse lucrări pentru reabilitarea unor rețele, da, adică modificarea lor, din punct de vedere, așa, e vorba aici la Prizlop,
la Pidop am 1334 de metri. De ce? Pentru că pe partea stângă, ceea ce am vrut eu să vă spun la așa, am gândit ca o soluție cu apă canal, ca să creăm posibilitatea și celor care au locuințele în aval de către stradă, mult mai jos, da? Prin această reabilitare de conductă, odată cu mărimea diametrului și odată cu o stație de repompare, cu două stații de repompare, cu o gândire tehnică mai nouă, e vorba de înlocuirea ei pe 1334 de metri. Că la ora actuală avem, să te înțelegem, până la graniță cu Drăganu. Da. Deci avem, deci nu să stăm, dar vrem să înlocuim pe această parte, aici se referă. După aceea avem pe canalizare. Străzile care sunt cuprinse, lucrări pentru extinderea rețelelor de canalizare, sunt prezentate tabelul următor. Bă, eu acum eu le-aș citi, probabil că o să mai vină. Prin locul mic este primul, da? Deci 133, deci pentru canalizare, pentru că cum să spun, la apă trebuie să mergem cu conducta să o ocolim, e o altă tehnologie. Alea Constantinescu, 385, care face parte din Prizlop, care v-am spus că nu are, nu au canalizare acum, dar gaze, apă și asfaltare au, dar nu au canalizare. Avem. Și după aceea, uitați, toate astea pentru canalizare sunt aproape 12 km. După aceea, amplasamente, stații de pompare. 18 stații de pompare se adaugă la cele 26 existente în Comuna Bascov. Vă se pare puțin comuna asta cât are? 40 de stații de repompare, numai pe sistemul de apă și canalizare, în afară de sistemul de gaze. Adică, deci e foarte mare comuna. Deci, dacă e cineva, eu poate dau citire, că de-aia m-am și pregătit. Deci, acum, termenul de începere a lucrărilor, deci au, ați văzut, revizuirea studiului de fezabilitate, ca să-l transmită la POIM, da? Și la POSMED-ul să-l revizuiască. După aceea, scot la licitație proiectarea și execuția. Deci această finanțare se numește pe coeziune 2. Această finanțare pe coeziune 2 în județul Argeș, noi participăm și noi, localitățile care suntem împrinși în proiect. Și în proiectul ăsta regional suntem prinși vreo 7 localități din județul Argeș. În prima coeziune 2, în prima finanțare de coeziune 2, am luat aproape, cam mai și fondurile europene. Cineva spunea că, așa, faptul că suntem pe locul 7 la fonduri europene, am luat aici și să vedeți ce am accesat. Dar, mă rog, și am luat aproape 5 milioane de euro. După ce se avea, am și o întrebare pe tema legată de fonduri europene. Da, am înțeles. E un proiect destul de amplu, un proiect care, dacă va fi dus la bun sfârșit și se... În mod sigur că nu. Noi participăm cu cota de 2%. Da, întrebarea pe fonduri europene vine de la Dragoș Octavian Preda, cunoașteți bineînțeles. Așa, care este raportul dintre fondurile europene atrase și împrumuturi bancare contractate în ultimul mandat 2016-2020? Și aici, dacă îmi dați voie să citesc, mi-a transmis așa, 25,8 miliarde lei vechi fonduri europene, adică 15% din bugetul comune pe un an, iar împrumuturi de 130,2 miliarde lei vechi, de 5 ori mai mult, și pentru care vom plăti 65 de miliarde lei. Stai așa, împrumuturile sunt de 5 ori mai mult decât fondurile europene? Da, așa zice. Nu. Deci 25,8 miliarde vechi fonduri europene și 130 miliarde vechi. Mă rog, probabil că are altă situație, dumnealui. Eu vreau acum să spun situația fondurilor efective atrase prin proiecte de finanțare europeană în Comuna Bascov în perioada, atenție, 2007-2018. Începând cu preaderarea și urmând cu postaderarea. Adică primul proiect care a fost finanțat pe preaderare și am fost între puterile localității județului, a fost pe Sapart. Și am luat până la 1 milion de euro atunci. Și pe aceste obiective, de apă, apă, canal. Mi-aduc aminte că atunci s-a lucrat cu o firmă din Israel, alimentarea cu apă, dacă permit să-l dau numele. Deci, domnul Trean, avem așa. Deci, pe măsura 322, proiect finanțat prin FEADER, măsura 322, da? Valoarea investiției, modernizarea drumurilor, ce s-a făcut în acest obiectiv? Modernizarea de interes local a străzilor, Zanfirești, Voilor, Florea, Pinilor, Salcâmilor, Constantinescu, DC214 pe Lăbușești, Iasca, de la kilometru 1100 până la kilometru 4500.
Extindere rețele canalizare în străzile Zanfirești, Boierilor, Florea, Pinilor, Rotărești, Glâmboc, Pleașa, Stejered, Mica, Brăileni, Comuna Bascov, centru de îngrijire copii în satul Valea Ursului și dotare centru cultural pentru școlari și preșcolari satul Valea Ursului, Comuna Bascov. Toată investiția în lei românești a fost de 12.120.930, adică 121 de miliarde lei vechi, da? Vechi, da. Da? Bun. Da. Mergem mai departe. Un alt proiect, reabilitare școală generală Bascov Centru, județul Argeș, contract de finanțare numărul 4371 din 3-7-2014 pentru ce obiective? Reabilitare școală generală cu clasele 1 Valea Ursului, județul Argeș, contract de finanțare și axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii sociale, modernizarea, dezvoltarea, echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare și formarea profesională continuă. Suma de 6.265.349, adică 62 de miliarde lei vechi. Înființare creșă în Comuna Bascov, județul Argeș, care avem acum, care este prin un contract de realizare. Bun. Ce am mai avut? Eu v-am spus acum. Amenajare spații, autospecială de dezepezire, da? 279.510, adică 2.279.510, da? Deci aici e vorba de o sumă foarte bună. Amenajarea unor spații de joacă noi în Comuna Bascov, județul Argeș. 259.229.03.000. Extindere și reabilitare rețelei de alimentare cu apă pe post Medu. 3,5 milioane de euro în prima fază. Și cu încă 2 milioane în faza 2, în afară de ce se coeziune 2, un 2 în roman, da? Deci am avut 5 milioane de euro în prima coeziune și acum nu mai spun încă, aici am spus de prima coeziune, da. N-am mai trecut acum ce avem în coeziunea asta. Deci e vorba de 3,5 milioane de euro care depășește cu mult 125 numai faza asta, uitați-vă, deci ce înseamnă. Bun. Extindere și alimentare rețele cu alimentare cu apă POIM 2, cu 3,2 care mi-am spus eu. Atașăm prezentul. Bun. Ce n-am trecut eu aici? N-am trecut galurile, da? Care tot fonduri europene. Tractor cu remorcă, buldoze scavatoare. Avem acum tot pe gal 3 spații de joacă care așteptăm să ne dea avizul de la PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală de la Târgoviște, și să începem. Se vorba un spațiu foarte modern în incinta școlii Schiau, la grădinița cu program normal Valea Ursului, adică fostul centru social de la Valea Ursului, da? Și în Glâmbocul Deal. Mai avem încă 2 în derulare din bugetul local, în satul Brăileni, punctul Aninoasa, și în zona Balotești, punctul Lacului Ciupac, ca spații de joacă, care se adaugă la cele 8 spații de joacă existente în Comuna Bascov, la ora actuală. Deci, mă rog, iar cu treaba cu împrumuturile, dacă vreți, discutăm pe acest aspect, cum vreți, noastră, dacă am timp, discutăm. Vă întreabă, reabilitare strada Pleașa. Pleașa, da. Strada Pleașa, de ce? Când? De noi avem și hotărârea Consiliului Local și am mai discutat, am mai invitat-o pe doamna Marcela să vină la primărie, că pot să iau tot dosarul, da? Cu studiul de fezabilitate. Strada Pleașa face parte din ultimele străzi care vor fi reabilitate prin asfaltare, nu asfaltată, că folosim cuvântul reabilitare, că strada este asfaltată, într-adevăr. A fost asfaltată cu ceva ani în urmă, între primele străzi, așa cum era. Între timp, uzura fizică, circulația, construcțiile din zonă, mă rog, și mai ales intemperiile, a produs un anumit grad de uzură care produce anumit disconfort. Și la pachet, ca să poate ne întreabă, deci avem studiul de fezabilitate în lucru, urmând ca, după depunerea studiului de fezabilitate, să luăm avizele necesare și să începem în cealaltă fază, DALI, documente de atribuire lucrări de investiții, PT-ul, proiectul tehnic și C+M-ul, construcții montaj. Pentru următoarele, hai să zic, modernizări și reabilitări de drumuri. Și îmi permit să spun acum, din gând așa, poate îmi scapă ceva, că probabil că sunt foarte mulți care vor să întrebe. Deci, Rotărești-Foraj. Rotărești-Foraj, de unde am terminat asfaltul strada Azurului și strada Școlii, Rotărești-Foraj,
până la intersecția cu Glâmbocul Deal și inclusiv legătura a rămas acolo, să zicem, un segment de aproape 250 de metri între Rotărești Foraș și Glâmbocul Deal, care va fi prins acolo, cum îi zicem noi, în punctul respectiv, la Sandu, mai precis. Strada Pleașa, strada Schiau, după ce efectuăm construcția, finalizăm construcția podului, Schiau Sat și Schiau, mă rog, partea, corpul B, să zicem, sau intrarea B, să zicem, în satul Schiau. Strada 14 Septembrie, strada Stadionului, strada Micșunele, strada Mierlușești, strada Teiului, probabil că mai scapă. Deci sunt aproape 11 străzi, unele cu o lungime mai mare, dintre astea 11, numai 3 la ora actuală mai sunt de piatră în comună, ce e drept mai micuțe. Restul sunt asfaltate care trebuie reabilitate și care înseamnă, mă rog, cum am făcut strada Glâmbocul Deal, cu șanturi betonate, cu podețe de acces la proprietăți și, bineînțeles, cu reasfaltare. Da. Putem să sunăm pe cineva? Da. Din Bascov am primit acum un SMS și să vedem despre ce este vorba. Sper să și răspundă. Cine era? Nu știu și chiar dacă aș fi, chiar tot nu v-aș spune. Da, a dat SMS, eu am sunat, dacă nu a răspuns, ori nu are semnal, ori... Deci, domnul Trean, aș vrea să dezvolt totuși treaba asta cu împrumutul, pentru că a devenit așa pentru unii o problemă, să spunem, de succes, în ideea de a avea succes, știți? Cum vreau să... trăim în... în epoca asta în care, cum să spun, 80% din familie ne împrumutăm pentru ceva. Ne împrumutăm pentru ceva, da? Nu ne împrumutăm chiar să mâncăm, să, pentru întreținere. Cu toate că sunt și familii care se duc așa la sărace și își au împrumuturi astea sub formă de CRE, ca să aibă și de pe zi pe alta. Mai sunt și cazuri din astea. Deci ne împrumutăm să facem ceva, ca o familie. Ca o familie să facem ceva. Dacă nu avem alte surse legal constituite cu destinația respectivă și dacă veniturile față de cheltuieli și față de necesitatea cheltuielilor sunt mult mai mici, da? Noi, autoritățile locale, avem la îndemână trei, să zicem, obiective de finanțare, trei metode de accesare a acestor finanțări. Odată, ori folosim mai judicios domeniul public și privat al localității, adică prin concesiuni, închirieri și locații de gestiuni, prin taxe, panou publicitar, altele decât cele care trebuie să punem bir pe cetățean, adică impozitele și taxele locale, impozitul pe clădiri, terenuri la persoane fizice, impozitul la persoane juridice, care ele sunt stabilite, de fapt, într-un cadru normal, prin lege. A doua sursă care ar trebui atrasă la bugetul local, ca să nu punem bir pe cetățean, trebuie să găsim soluții de finanțări. Finanțări regionale, județene, naționale și europene. Bun. Sunt programe și vreau să spun că localitatea Bascov a încercat și în mare a reușit să ciugulească, așa să zicem, așa cuvântul ăsta în termen românesc, finanțări din toate aceste, hai să spunem, surse. Da? Deci am luat pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală la Târgoviște, am fost printre primii pe SAPAR, pe RICO, pe ISPA, vedeți asta pe măsura 322, prin alte măsuri care erau la îndemână prin programele respective din obiective 2007-2013, 2013-2020. Am luat pe programul operațional regional sectorial la Călăraș, unde e sediu pentru modernizarea școlilor, pe galuri,
Împreună cu fondurile acestea de dezvoltare prin operator regional, prin coeziune, prin POIM, cu apă canal, operator regional, cu cele 7-8 localități din jurul orașului Pitești. Deci, nu, prin PNDL avem acum Programul Național de Dezvoltare Locală, avem acum Creșa. Am avut înaintată documentația și prin Fondul de Dezvoltare de Investiții și am avut chiar aprobare de la Fondul de Dezvoltare a Investiții unor drumuri și unui pod. Numai că Fondul de Dezvoltare a Investiții a fost, mă rog, anulat într-un fel de actualul guvern în ideea că o să-l transforme într-un fel de PNDL 3, Programul Național de Dezvoltare 3. Și așteaptă foarte mulți primarii, mă rog, să zicem, lansarea acestui program de finanțare. Și a trebuit neapărat, solicitările sunt foarte mari, atâta timp cât ne permite legea, să găsim și această sursă pe lângă, vedeți și noastră, pe lângă, eu nu spun că suntem o localitate săracă, că mulți zice, lasă Bascovul, da, avem și surse de finanțare, dar nu sunt de ajuns pentru solicitările și cerințele cetățenilor din comună. Pentru că, vedeți noastră, în timp ce nu vreau să dau nume de localități, am localități vecinii mei care nu au un metru de gaze și au toate sondele acolo, sau un kilometru, doi. A avea 65 de kilometri de gaze și, totuși nu sunt de ajuns, că vor neapărat a construi casă acolo la limita frumos, într-o zonă frumoasă în pădure, în Iasca, și mă refer la satul ăsta care o zonă, vă spun, foarte frumoasă, noi zicem Sinaia Comunei Bascov. Și normal că oamenii au pretenții acum la gaze. Pentru că atunci când am băgat noi gaze din 96 până în 98, acolo erau decât 11 case. Și când au venit, trebuia să luăm cotă de la Mediaș. Când a venit, cred că sunt vreo 200. Da, aproape 200. Când a venit inginerul șef de la Mediaș, de la autorizare, la vizită în teren, a zis că suntem nebuni. Ce, cum? Adică trage arborul, îi dă moți, exact așa s-a exprimat, și îl bagi în sobă și voi vreți gaze? Pentru că, într-adevăr, casele sunt în pădure, pădure stânga, pădure dreapta. Dar sunt imperios necesar a fi, cum să spun, a depune eforturi pentru a atrage această sursă foarte, foarte importantă pentru introducerea de gaze în satul lui Iasca. Și atunci apelăm și la această sursă de împrumuturi, mai ales că legea ne permite că avem grad de împrumut care ne permite la gradul de îndatorare. Gradul de îndatorare până la 30%, noi avem grad de îndatorare de 14,2%. Deci nu se pune problema. Și nu suntem singura. Să împrumută țara, să împrumută județul, să împrumută orașe mari, foarte mari. Deci nu se pune problema. Se împrumută Uniunea Europeană. Se împrumută Uniunea Europeană. Se împrumută cetățeanul X, poate și cetățeanul, domnul cetățean care ne-a spus cu, eu parcă știu care și nu mi-a luat împrumutul. Dar totuși se pot plăti taxe online? Da, suntem în procedură. Haideți să vă spun care e situația. Octavian Drăgușin. Da, da, Octavian Drăgușin, foarte bine că ați atins. Deci în maximul, și pot să cu certitudine, în maximul o lună zile, deja se va finaliza instalarea programului. Care e situația, de fapt? În ideea de a colecta tot ce trebuie să plătească cetățeanul, deci aceste taxe online, cetățeanul plătește de acasă. Și da, o să vină spre treabă, băi, ce să accesează, ce trebuie să plătesc la primărie? Păi trebuie să plătesc impostul pe casă, impostul pe teren și TMT-ul la mașină. Și când vede că are și 100 de milioane amenzi, am cetățeni care au 300 de milioane amenzi de circulație. Da, păi da. Bun, prin program, acum, prin noul program să pot, nu, prin vechiul program, omul și alegea ce trebuie să plătească. Nu, acum dacă... Păi asta vreau să spun, acum s-a instalat. Acum gata, păi și noi îl copil luăm. Acum a trebuit, avem modulul tot. Ghișeul, da. Întâi să plătesc, bun. Și mai e o chestie, să ferim, trebuie să băgăm și taxele extrabugetare, adică cele care sunt stabilite de Consiliul Local, adică taxa de pază, care e stabilită de Consiliul Local, dar e stabilită nu așa că vrea consilierul X sau la propunerea primarului X, nu, stabilită de Consiliul Local pe baza unor contracte care le avem în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Servsal, cu Serviciul de Salubritate, Pitești, bun, taxa de gunoi și taxa de pază. Deci acestea sunt taxe extrabugetare, nu mai spun că unele localități iau și taxă de imunat public, dar nu vreau să dau nume aici. Deci nu, bun, aceste taxe extrabugetare, ele nu sunt prinse și atunci trebuie să
să mergem la poarta cetățeanului, să facem executare silită sau să facem înștiințare de plată și toate procedurile pentru a... Acum avem la pachet toate cele și promit că într-o lună vom avea posibilitatea să... Tot cu plăți și cu asta, întrebare, de ce în luna decembrie 2019 nu a fost plătit transportul pentru persoane cu handicap? Da, a fost plătit, a fost această întrebare, a fost... Haideți să vă spun... La transportul, deci noi suntem, ca să înțeleagă, și poate să înțelegem asta, noi suntem puțin așa, nu pe lângă lege, că nu vreau să se înțeleagă greșit, dar dacă ar trebui să zicem, domne, indiferent ce s-ar face, deci s-ar pune chiar dacă s-ar supăra, nu mă poate să mă oblige să fac acest tip de plată. De ce? Pentru că nu există transportul local. Deci ceea ce plătim noi la 234 de persoane, care sunt persoane cu un grad de handicap 1, 2, 3, da? Persoane pe legea 416, da? Le plătim 10 bilete, 15 bilete în funcție de grad și de nevoi, da? Plătim transportul pe linia Pitești, pe Publitrans. Deci nu pe linia 11 și 14. Okay. Plătim transportul, deci eu, două de stații, două stații, nu, este ok, că am întrebat, două stații, da, este două stații pe linia asta, dar plătim transportul pe ăsta, că ne-a dat voie legea, că hai să vă spun că după aceea, într-adevăr, am revizuit, că a venit și Curtea de Conturi, s-a pus problema. Treaba este că în lege spune consiliile locale pot, cum scrie și la școală, nu e obligatoriu consiliul local, primăria, să plătească transportul, să zicem, al profesorilor care fac naveta, da. Dacă se pot numi naveta. Dacă au bani, plătește. Exact, consiliile locale pot. Da. Da? De nou, bă. Cuvântul pot. La noi s-a pus problema. Transportul la în Bascov îi plătim și la cadru didactic, că se consideră că vii din mediul urban în mediul rural. Adică dacă vine de la fabrica de bere profesorul sau dascălul respectiv și vine, hai să zicem, un kilometru jumate, 2 km până la școala Bascov, se consideră transportul între urban și rural. Dar dacă vine profesorul de la Prizlop 6 km, tot la școala Bascov nu putem să-i plătim. Că vine din localitate. Da. Ca să vedeți cum e interpretată legea. Ce să vă spun. Același lucru care am pus-o și cu legea 118 cu izolarea blocurilor. Că a spus, dom'le, ne dau voie statul să accesăm fonduri, da, prin anumite programe pentru izolarea blocurilor, dar de ce numai în mediul urban? Și am spus, dar care e diferența între comuna Bascov, că blocul de la, care, de la Bascov e la aproape 500 de metri de sistemul de blocuri de la Pitești. Și oamenii au dreptate. Deci e o neînțelegere sub aspectul ăsta. Da, numai să țineva aici o remarcă și probabil dumneavoastră știți, Marin Ilie, Liliță, Prizlopul Mic este granița comunelor Bascov, Băbana și Drăganu. Exact, da. Din așa care este. Trei case în Bascov, două case în Drăganu și cinci este, case în este Băbana. În punctul... Unde densitatea acestora este pe un kilometru. Exact. Este da. În zona, îi zicem noi, zona Oprești. E zona o frumoasă, nu sunt în Bascov, poate domnul Ilie a zis noastră, deci după câte știu eu sunt vreo șase case pe zona Bascov. Aici parcă am așa în... Știu că am mai dat, poate n-am mai construit. Dar, într-adevăr, pe un kilometru sunt, da, și la granița, da, între cele, foarte corect. Între Drăganu, Bascov și Băbana. Elena Mădălina, Biclub, vă mai pun o întrebare. Referitor la tigrii de platan. Se vor lua măsuri și care vor fi acestea? Să știți că am luat legătura cu... Da, am văzut, nu știu, mi s-a părut că după ploieștea parcă n-am mai apărut, dar am luat legătura cu primăria Pitești. Și cu domnul cu viceprimar Apostolnicianu și mi-au zis că dumnealor erau într-o procedură de achiziție a unor pompe, cam așa ceva, pentru dezinfecție. Pentru că, pe de-o parte, cheltuielile în aer sunt foarte costisitoare și impun foarte multe avize. Adică, mă dați seama, e poate pericol pentru om, pentru animale, pentru... Și am înțeles că în momentul în care dumnealor o să rezolve treaba asta, aia legătura și cu noi și indiferent ce se întâmplă, trebuie să ne spună. Dar am spus că costurile sunt foarte, foarte mari. Deocamdată și primăria Pitești și nu e nicio primărie, nu,
nu a procedat la dezinfecția pentru, mă rog, tigriplatan. Da, da, dar da, după ploi, foarte periculoase. Am văzut, dar după ploile astea chiar în anumite zone n-au mai apărut. În zona, de exemplu, în zona Uiasca, am fost chiar alertere acolo și în special ne-am uitat și nu mai erau după ploile astea. Probabil că o să apară, da. Da. Și că tot am afișat acum situația coronavirus în România, unde avem 17.712 cazuri confirmate, 10.053 vindecați, carantinați 8.968, izolați, avem 48.000, aici cifra deja a crescut foarte mult, 48.643, decedați din păcate 1.159. Tot Elena Mădălina Vicluc vă întreabă care e situația la zi în Bascu vis-a-vis de COVID-19. Am avut cele mai multe cazuri pentru izolare și autoizolare la pachet, da? 62 de cazuri. La ora actuală mai avem decât 5 cazuri care sunt în izolare. De fapt, din cele 5 cazuri, 3 sunt în familie. Deci nu am avut probleme. Poliția locală împreună cu compartimentul de asistentă socială zilnic a monitorizat locuințele respective și dacă persoanele sunt în locuințele respective și n-au părăsit izolarea, să zicem, în termen de izolare, nu am avut probleme și persoanele vulnerabile și persoanele care se încadrau în prevederile legale, dar nu au avut așa nicio sursă de venituri și niciun apărsănător legal care să îi ajute. I-am identificat cu vârsta de peste 65 de ani și am avut 32 de persoane care au venit în ajutorul dumneavoastră cu medicamente și pachete prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență și prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Bascov. Din fericire, nu avem cazuri. Cum a fost acum cu ploaia asta? Că tot am văzut pe grupul Facebook acolo că s-au afișat niște poze. Păi ce să facem? Acum, haideți să vă spun că chiar să mai și zâmbim puțin. Atâta timp cât nu venim cu proiecte. Deci, haideți să... Deci, domnul Trean, eu am... Dacă vor să mă asculte și să perceapă ceva, ar ști spre binele dumnealor, indiferent că sunt în postura de candidat sau viitor candidat sau, mă rog, cetățeni simpli. Da, eu vreau să vă spun următorul lucru. Hai să gândim și proiecte. Eu nu spun că noi le știm pe toate. E posibil să gândim proiecte. Eu nu spun acum că dacă vin eu fac aeroporturi, aerodromuri sau cotețe pe rulment sau pluguri cu semnalizări, adică nu știu, fiecare cum gândește. Haideți să vedem cu ce sursă facem treaba asta, când și în ce termen. Pentru că cetățeanul o să zică, domne, gata, ne-a promis că ne face gaze, peste 2 luni de zile să știți că vor fi aici lapte și miere. Deci, și atunci, neavând aceste criterii și această percepție de gândire a proiectelor în dezvoltare, terme, surse și așa mai departe, ne folosim de o chestie foarte sensibilă, unii din noi. Luăm telefonul, filmăm câteva bălării, 2 găleți de apă atunci când a plouat repede, 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 și o punem pe Facebook și am negat. Și găsim într-adevăr 2-3 persoane, 10 persoane. Exact, ce a fost la Târgu Jiu. Dar știți ce a fost acum Trivale? Acum o oră, La noi în județ. În Dărmănești, în Mioveni. Mioveni, la da. Fel. Natura, într-adevăr, natura. Haideți să nu fim chiar răi așa. Adică, în ideea stăm repede în ploaie și filmăm, păi nu o fi și în curtea noastră. Ce a fost în Trivale acum o oră? O oră și jumătate, când, înainte de a veni la dumneavoastră, am trecut prin Trivale și nu vă spun ce a fost acolo. Deci, haideți să nu fim chiar răi așa, să postăm poate orice. Poate că nu ați văzut. Am văzut pe un trotuar acolo. Cum cu lopata se lopata la Dărmănești, da. Am vorbit cu domnul primar Ciolan, da, mi-a zis că e prăpăt ce a fost acolo. Suntem răi. Filmăm așa niște... o chestie de asta. Știu că totuși au fost ceva probleme... Deci sunt, haideți să vă spun, inundațiile în Bascov, inundații mari în Bascov,
au fost în anii 2005, 2009, 2014, 2016 și hai să zic ceva, ceva și anul trecut, 2018 parcă, da, bă. 2019, da, și anul trecut. Dar ce se întâmplă? Deci, cauza principală e faptul că această localitate este tranzitată de către acest pârâu Bascov, care de la izvor, izvorește chiar din localitatea Bascovele, din zona, platforma Murărești-Codmeana. Și izvorește un firicel așa. Și ușor, ușor, faptul că normal vine lin, dar nu vine prea lin, pentru că acumulează toate apele pluviale din zona dealurilor, de pe toată platforma Codmeana, și sunt foarte repezi și în momentul la ploi din astea rapide iau tot un cale, arbori și așa mai departe, arinii de pe marginea, din cauza, din acest punct de vedere, prin noua soluție, acum s-a defrișat arinii respectiv, da? Și aduce către aval, către Bascov. La Bascov este punctul terminal. După aceea, ca să meargă să cu racord în Albia râului Argeș. Acest pârâu Bascov va aparține administrativ, da? Este în administrarea directă a Agenției Bazinale Apă Argeș-Vedea. La solicitările noastre, în sfârșit, începând de anul trecut, au început efectuarea unor lucrări de recalibrare, reabilitare și gabionare a unor porțiuni, din traseul pârâului. La ora actuală, pe zona Bascov, au efectuat aproape 70% din lucrări și încă se lucrează. Se lucrează și au făcut lucrări foarte, foarte mari. De lărgiri, de albire, de gabionări, de betonări, de praguri, de liniștire. Anumite foarte lucrări, deci, foarte complexe. Trebuie să înțeleg foarte că complexe. Până la urmă foarte se complexe, va da. Cu deci, făcea prăpăd acest pârâu Bascov în zona Rotă, Reasa, prelungirea Mișunele, fundătura Mișunele, mă rog, zona aceasta Mierlușești și chiar și zona Centru, într-un fel. Mai în zona stadionului, pe Rotărești, e, ușor, ușor se rezolvă treaba asta. Și mai sunt câteva zone unde, până natura construcțiilor, și mă refer aici, de ce să nu, poate a fost și greșeala noastră, ne asumăm, că prin natura construcțiilor, în ideea de a dezvolta sistemul, sistematizarea și urbanizarea în localitate, poate că n-am verificat cu atenție că prin natura construcțiilor, o parte din cei care au construit ansambluri de locuințe, câte 2, 5, 6, 7 și avem și asemenea, mă rog, agenții imobiliari care se ocupă cu construcția unor ansambluri de locuințe în anumite zone. Am verificat că, mai atent, că trebuia să-i obligăm să aibă un plan de urbanism zonal în care să aibă o lățime de drum, să aibă o avize de preluare a apelor pluviale exact din Amonte către aval la o gură de scurgere de preluare și s-a construit cam haotic în această zonă, să zicem Lăbușești, mă refer aici la strada Violetelor și la strada Răsăritului, zona limitrofă cu strada Balotești. Am efectuat anumite, să zice, presiuni a cetățenilor din zonă anul trecut și în mare 80% împreună cu primăria am efectuat niște lucrări de hai să spunem, reorientare a apelor pluviale, din, ca să nu mai avem probleme în zona respectivă. O zonă foarte, foarte, să spunem, sensibilă la inundații, avem chiar în fața primăriei. Adică imediat după, până în calea ferată, după calea ferată. Cândva vreau să vă spun că prin monografia comunei, comuna asta s-a urmat Bascofrești. Deci prin monografia comunei, comuna este din 1421, deci se numea, deci la anul viitor face 600 de ani de atestare documentară, se numea Bascofrești, adică era o zonă mlăștinoasă, fleșcăită. Nu o să mai avem fleșcăită. Sascov 2 sau Sascov 3, să dea Dumnezeu, da, și da. Și din acest punct de vedere, în zona asta, de la gară și zona asta, avem o zonă mai mlăștinoasă și prin construcția pasajului subteran, a obturat într-un fel apele pluviale care erau în zonă, pentru că era un canal care mergea paralel cu calea ferată, traversa când nu era pasajul subteran, da? Traversa și se conecta la pârâul Argeș.
Numai că prin construcția acestui pasaj subteran, care nu a fost nici proiectul meu, nici soluția mea, nimeni, nimic. Și acum vreau să spun că este în administrarea CNADR-ului. Deci nici măcar și acum drumurilor naționale și nici măcar al nostru. E, au greșit și au obturat puțin preluarea apelor pluviale din zonă. Da, văd că cred că acum putem să luăm acel telefon în, da, în direct, da? Da. Bună seara, Elena, bună. Mădălina, Vicluc, da? Bună seara, bună seara, bună seara, domnul primar. Să rămână, Mădălina, acum ți-am ghicit numele. Așa. Nu acum, acum de 3 zile. Da, da, da. Am și eu o, nu știu, o problemuță, o întrebare, care, da, sincer să fiu, am tot evitat să o aduc în discuție, dar cred că trebuie în cele din urmă. Da. Ce facem noi cu cei care, că înțeleg, alții cer canalizare, noi avem canalizare, avem apă, avem de toate, slavă Domnului că stăm la DN. Ce facem cu cei care, chiar dacă au de toate la poartă, nu se racordează la toate utilitățile? Și acum fac referire la canalizare. Mai ales în zilele ploioase, când curge apa pe Marele Eșan, profită de situație, de drumul miroase minunat, să nu mai spun vara. Vara e cumplit. Nu pot sta la poartă de vorbă 5 minute cu cineva. Ce facem cu aceea? Ce face primăria? Cum îi motivează, da, să se racordeze, deci, cele din urmă la... Aveți perfectă dreptate și această nemulțumire o au aproape cetățeni din majoritatea străzilor. Asta e. Dacă ne lipsește conștiința, ne lipsește, hai să zic, voința. Că, știți, mai sunt cele 4 elemente ca să îndeplinim: știință, conștiință, voință și credință. Toate îmbinate, așa, știți, ca un lanț cu 4 zare. Dacă nu avem una din cele 4 zare, ceva se întâmplă. Același lucru avem. Am început să avem voință, am început să avem credință, știință, avem cu carul față de alții. Nu avem conștiință. Ne lipsește acest element extraordinar. Acum vreau să vă spun că noi am dat această, dacă îmi permită, tot așa, această vacă cu lapte. Am dat-o după ce am finanțat, am introdus conductele magistrale, apă, canalizare, chiar și gaze, toate utilitățile, neavând servicii, da, le-am dat către operatorii regionali, către operatorul apă canal în administrare și, bineînțeles, ei au contractele cu noi, le plătim lor, deci noi am băgat rețelele și lor le plătim decât că, hai să zic, trebuie să administreze, să intervină. Da? Și le plătim bani grei, că dacă vin, și am avut discuții foarte multe cu acest aspect în ADIA, în Asociația de Votare Intercomunitară Apă Canal, cu domnul director Marinescu și reprezentanții respectivi, pentru că câteodată sar calul. Adică pentru un brașament a ajuns să ia 40-50 de milioane, un brașament în care conducta e la poarta cetățeanului. Nu vă spun că e vorba și de termene. Și nu vă spun că după ce execută brașamentele pe străzi care sunt asfaltate, după ce strâng 30 de, hai să zicem, de brașamente, așa, vin să repare. Avem comunicări, cum să spun, foarte tensionate. În ultimul timp am găsit înțelegerea domnului Marinescu la conducere, măcar pentru satele, și nu m-a bat Mădălina, o să revin imediat, măcar pentru satele care se lucrează acum, le asfaltăm. Am început Mica Brăilenu, asfaltarea, și o să fie un proiect foarte, foarte ambițios, cu încă 9 străzi adiacente. Și le-am spus foarte clar la cetățeni: încercați, care nu ați branșat locuințele la aceste utilități, apă, gaze, canalizare,
cât se efectuează lucrări auxiliare acum, până nu încep să aștern asfaltul, că timp de 5 ani de zile nu mai dau voie la nimeni să mai spargă asfaltul, că ieșim în termenul de garanție. O parte au venit acum, s-au aglomerat să vină la primărie când au văzut că sunt utilajele în zonă. Și treaba asta le-am spus de o jumătate de an. Și le-am repetat aproape lună de lună. Da, acum, într-adevăr, deci se pare că ăștia de la Apă Canal au achiziționat un utilaj de identificare care merg și văd, bine, o să identificăm și după miros vara și după scurgere din șanț. Și spun, împreună... La prânz era... Da. Și era dezastru, împreună cu Apă Canal o să facem comisii, promit aici, o să facem comisii și o să o luăm pe zone. Am mai făcut treaba asta acum 3 ani de zile, n-am finalizat, comisii cu reprezentanții noștri Apă Canal și solicităm cineva de la mediu și pe loc, hai să nu spun, le dăm termen 10 zile, ca să nu fim așa, pentru că amenzile sunt foarte mari. Le dăm la fiecare termen 10 zile să depună documentele, că în termen de 10 zile... Eu nu vreau amenzi, păi nu. Am înțeles, da, sunt cazuri, așa este, avem probleme aici cu conștiința, da? Avem conducta la poartă și nelegând la canalizare. Noi când nu ai, când nu poți, când ești sub nivelul respectiv și când te costă foarte mult ca să bagi, să punem un bazin vitanjabil, să faci, da, în lege spune foarte clar, chiar dacă nu ai canalizare, n-ai voie să dai nici în grădina proprie. Că și grădina proprie e solul nostru, dar este în administrare, e tot al țării. Și influențează corect, puțin. Corect. Da. Mulțumesc, da. Să rămână. Promit că venim cu comisia acolo. Uite, promit aici. Nu știu termenul, să ne lase puțin și... Eu doar am adus în atenție o problemă pe care am sesizat-o, nu de acum, nu, de mult timp, este adevărat. Așa, și am tot crezut că acum, nu e felul meu să arunc vina către cineva, dar normal, ca și cetățean, trebuie să ne îndreptăm cu aceste, să zicem, reclamații, sesizări și nemulțumiri către cel care ne ia banul. Către cel care ne ia banul și Apă Canal. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ieșim noi din ecuație, în niciun caz. Da? Așa, e, pentru trebuie să-i ajutați pe cetățenii. Bineînțeles, niciun caz. Da, bine, Apă Canal, bineînțeles, Apă Canal, da. Primăria trebuie să... Apropo, aveți jurist la primărie? Avem și jurist, avem și secretarul jurist. Avem. Trebuie să... Avem. Nu că avem legi, avem legi, dar împreună cu Apă Canal și cu reprezentanții de la mediu, ca să fie un proces verbal, avem, nu e supune problema, nu. Nu. Există pe mediu, cred că se modifică legile lunar, nu? Da, așa este. Bun, mai aveți vreo întrebare? Da, au mai fost discuții, însă l-aș ruga pe domnul primar, în măsura timpului pe care îl mai aveți, să încerce, că poate sunt mai mulți pe live acum și vă ascultă pe dumneavoastră, problema transportului nostru în comun, care stârnește foarte multe nemulțumiri. Eu, slavă Domnului, nu prea beneficiez, că nu mă deplasez cu mașina, dar am persoane care depind și... Doamna Mădălina, chiar mă bucur că a spus această întrebare, că vroiam să dezvolt subiectul ăsta, care știu că e la mare, să spunem, nemulțumire într-un fel, nemulțumire, dar bineînțeles și la un fel de alimentare a unora care vor să facă din acest caz. Exact, mă gândesc că dumneavoastră aveți acum deci, mai multe... Eu aș vrea să, așa, în mare, transportul public de persoane în România este reglementat prin legea 92 din 2007. Da? Transportul cu modificările respective a fost modificat prin legea 328 din 21 a 12 a 2018. Care modifică această lege 92 din 2017 și introduce prevederile unui regulament european 1370 din 2007. Acum, transportul public, hai să o luăm așa puțin, înainte pe vremea cealaltă, transportul era, cum aveam noi în zona noastră, linia 11 și 14, era la nivel de județ, era transport interjudețean. Deci, licențele de traseu, cursele stabilite, programele,
achizițiile respective, încredințarea operatorului regional de transport era dată către județe, nu de către primării. N-am niciodată. Și nici acum nu sunt date de primării. Nu sunt date nici acum de primării. Deci vreau să vă spun acum și să, așa și lui Mădălina, să verifice, să vadă că nicio localitate din mediul rural, cel puțin în județul Argeș cunosc eu, în afară de cele, cum zicem noi, zone metropolitane, și o să discutăm dacă vreți pe acest aspect, nu au transport public în interiorul localității. Nu. De exemplu, noi avem și câteva orășele. Și nu vreau acum să supere colegii mei, dar eu știu că nici Ștefăneștiul, care e oraș, nu are transport public la nivel de localitate. E tot un încredințat la un operator care, bineînțeles, îi lasă tot la limita cu orașul Pitești, da? Nici Costeștiul și nici Topolovenii și nici orașele respective. Singur este operatorul care, Publitransul, care acționează în zona municipiului Pitești. Da, am încercat, deci Consiliul Județean acordă cursele de interes județean și acordă cursele gară Băbana, gară Moșoaia, gară Codmeana și așa, gară, autogară. Autogară, astea sunt cursele care le acordă Consiliul Județean. Ce s-a întâmplat? Acum câțiva ani de zile, actuala conducere a municipiului Pitești s-a prevalat de această directivă a Uniunii Europene și ne-a, într-un fel, nu a mai lăsat linia 2 să mai circule către Comuna Basco, că era foarte, foarte bun acest transport și mai ales că în trei stații de la Basco, acolo la capăt de linie, mai veneau și cetățenii chiar din zona asta Păișești, Dene, Pleașa, către zona, plus cei de la blocuri și plus cei din zona industrială. Și am început de atunci, vă dați seama că am început, cu toate că noi vroiam și chiar în campania electorală din 2016 am promis la cetățeni că 100% rezolvăm treaba cu transportul metropolitan, pentru că aveam la bază semnarea tuturor documentelor pe zona metropolitană, inclusiv cursele de transport. Ce s-a întâmplat în urmă nu e greu de închipuit, exact cum zicem în acea poezie. Eu unul cel puțin cu zona metropolitană, da. Pe partea asta m-am documentat foarte bine, da. și știu cum, da, stau lucrurile. Și acum, ce am făcut eu, domnul Tăian, și dacă vede Mădălina acum? În treaba asta am început cu plângeri și am trimis prima dată adresă către din 6-a 2017, către primăria municipiului Pitești, domnului primar Constantin Ionică, domnilor consilieri municipali. Și am zis aici, tot nu pot să citesc aici, nemulțumirea noastră, notă de fundamentare, uitați-vă câte pagini aici, și îi spun acum, le spun eu lor, se invocă regulamentul 1370, articolul 5 alineatul 2, litera B, dar le atrag atenția că aceasta nu a fost interpretat greșit, pentru că operatorul intern poate să-și desfășoare activitatea într-un spun public de călător pe teritoriul autorității locale competente fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire. Adică ce vrea să spună? Că dacă intră o stație sau două pe raz la alte localități, nu trebuie să aducă atingere altor linii de ieșire și intrare. Adică să zicem, dacă mergem mai spre Vâlcea puțin, cei de la Codmeana, în stațiile respective, sau Mărărești, sau spre Cutea de Argeș, cei care merg pe, fac Cutea de Argeș. Să zicem, Băiculești, Cutea de Argeș. Să nu aducă atingere în cele două stații sau pe segmentul respectiv. I-am și subliniat. După aceea, am făcut un tabel, uitați-vă aici, tabel cu 1800 de semnături. Deci avem un tabel aici din Bascov, nu? Din cetățeni din Bascov, da, cu 1800 de semnături. Da, uitați-vă, un tabel cu 1800 de semnături în care l-am depus. Să vedeți unde l-am depus. La primăria Pitești, și vă arăt și adresele de înaintare. Doamna Vicluc. Da? Dumneavoastră a semnat acest tabel? Nu am cunoștință de acest tabel. Da, am înțeles. A semnat poate Cati, mama, probabil. Da, este posibil să fi semnat mama, depinde, da, când a fost întocmit. Da. Mai multe variabile. Da. Bun, acest dosar a ajuns pe masa Consiliului Municipiului Pitești. A ajuns pe masa, uitați,
pe masa doamnei viceprim-ministru de atunci, stați așa să vă dau adresa, e, uitați, Șaide, uitați, Șaide, da, adresa, da, adresa care este 15.904 din 5.9.2017, da? Și uitați, cu toate memoriile justificative și nota de fundamentare cu dosarul respectiv însoțit, atunci, doamna, în baza dosarului respectiv și la presiunea noastră, și în special a mea, am mers și cu... Că, într-un fel, hai să vă spun sincer, nu vreau acum să dau vina totală pe primăria Pitești. Am mers cu domnul, deci domnul primar Ionică și domnul viceprimar Apostolnicianu a delegat și dânsul reprezentanții de la primăria municipiului Pitești pe domnul Cervoreanu și am mers către Consiliul Concurenței la București să avem un punct de vedere. Am prezentat punctul nostru de vedere către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței și în baza acestor documente care le-am trimis către doamna viceprim-ministru de atunci și aici și către Ministrul Transporturilor, vedeți că e și către Ministrul Transporturilor, da? Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Deci așa, către Consiliul Concurenței, domnului președinte Bogdan Maru Chirițoiu, referitor proiect de lege a serviciilor de utilitate publică transportelor călători, care este semnat de către, uitați, ministrul dezvoltării de atunci, administrației doamna Sevil Șeiden, secretarul de stat Nicolae Tudose, secretarul de stat Sirma Carmen, direcția generală Daniel Justin Marinescu și așa mai departe ce e pe aici. Și deci proiectul de hotărâre pentru modificarea serviciului de utilitate publică transport local, care să țină cont, vă spun, să întrebați pe domnul senator Marin, de câte ori, să țină cont de prevederile și ceea ce am vrut noi. Dom'le, să mergem cât de putem și am stabilit că, indiferent dacă mergem din zona urbană către zona rurală, autoritățile locale pot subvenționa, hai să zicem, un anumit preț din biletul de transport. Și aici... Nu știu, dacă considerați că vreți să citiți, să vedeți că ce am vrut noi să spunem, uite, este exact ce am vrut, exact ce am vrut noi ca să intre pe linie, deci asta era proiectul de hotărâre, semnat de către... Da. Bun. Până la urmă, acest proiect de hotărâre... cu semnăturile respective. Acest proiect de hotărâre a ajuns pe masa Comisiei Europene. Deci, uitați, cu toate semnăturile. Da, e, data viitoare o să-mi iau o cameră mobilă ca să nu mai... da, asta este, da. Pentru că nimeni nu a mai venit cu documente așa multe, mi-au fost trimise dinainte, credeți am că... știut despre da. Ele, le-am scanat da, și da. A fost tot acest altceva. Proiect de hotărâre a fost trimis pe către Comisia Europeană, uitați aici, și avem aici, mă rog, eu am extras așa, dacă să vedeți, da, către Comisia Europeană, deci v-a trimis Comisia Europeană, da. Comunicarea Comisiei referitoare la... Da. Și lasă ce s-a întâmplat. Odată cu acest aspect, în baza acestui raport, a fost modificată legea 92, da? Prin această lege 328 din 21.12.2018, care a avut niște modificări în sensul ăsta, dar permite operatorilor, da? Cu acordul celor două autorități locale sau cu acordul autorități locale, da, să meargă, mă rog, cel puțin două stații, minim două stații în interiorul, mă refeream aici și mai mult la linia 2. Și după aceea o să revim și la ce avem noi pe zona locală. Numai că această lege 328 a fost abrogată acum de curând, da, în februarie, de către ordinul 37 al Agenției Naționale de Reglementări, da? Pentru că s-a considerat că atât timp cât un operator regional,
și mă refeream aici la Primăria Pitești, au deja contracte pe o perioadă, da? Cu o entitate, cu un AT și mai ales dacă au și fonduri europene, cum au Primăria Pitești, că aici e și problema dumnealor, au atras fonduri europene pentru mărirea flotei de autobuze și de care și electrice, cât și modernizarea stațiilor. Că deja au, da, deja au, început, au și început, da. Lucrări. Și pe chestia asta știu ce înseamnă și eu, că timp de 5 ani de zile, nu dacă ai fonduri europene, nimic, nu ai voie niciun centimetru să atingi alt obiectiv, pentru că trebuie să ai o altă hotărâre de Consiliu, o altă zonă administrativ-teritorială. Și pe acest aspect, Primăria Pitești zice, domnule, suntem legați și de mâini de picioare. Singura problemă este, care și aici trebuie dar să aștept un răspuns. Spre Pitești, păi nu ne dă voie, păi aici e problema, nu ne dă voie, că aici e problema, noi ce facem acum? Deci nu, legea nu se referă la Primăria Pitești, orașele să nu intre în comune, nu, se referă operatorul dintr-o localitate în alta, fie da. Oraș, municipiu, comună sau județ. Da? Cursele județene sunt în interiorul județului, cursele interjudețene sunt în afară, cursele speciale sunt alea care duce Pitești Mioveni, Pitești Uzina nu știu care. E altceva. O secundă. Doamna Vicluc, dacă nu mai aveți o întrebare, haideți să închidem ca să lăsăm mai bine, că vă țin prea mult. Suntem, dacă să închei, doamna Mădălina, suntem în licitație pentru transportul nostru public de călători, că eu ce am vorbit aici m-a referit mai mult la supărarea pe linia 2 și bineînțeles și la zona metropolitană care deocamdată, mă rog, se pare că vor să o rea acum onor conducerea prefecturii actuale, am văzut acum prin, dacă ați văzut și noastră. Așa, suntem, noi am obținut singur și putem să, n-am venit aici, am obținut, în zbaterea asta noastră cu transportul, da, am obținut autoritatea de autorizare. Suntem totuși, nu știu acum, bradul mi se pare că mai are așa ceva, în care putem și avem voie să autorizăm noi, Primăria Bașcov, transport public local, la nivel de localitate, să autorizăm și transport de persoane și transport de mărfuri la nivel de localitate, să autorizăm și licențiați și taximetriști și suntem comuna care avem 25 de taximetriști autorizați. 25 de taximetriști da, din Bașcov? Da, din Bașcov și vreau să vă spun că solicitările sunt foarte multe, foarte mari și nu avem locuri. Nu avem, pentru că aici, mă rog, legea spune la anumite persoane în funcție de populație. Da, da, legea ne dă voie un număr mai mare. Dar nu avem noi stațiile respective, că ei vor să stea numai în centru, vor să ducă să stea, să aștepte în prizlop, că n-are pe ce să ia de acolo. Adică ei stau mai mult în centru aici. Și avem totuși autorizați taximetriști, cu licențiat tot. Avem caietul de stațiune elaborat, suntem în analiza scoatere la licitație urcarea în SEAP, un serviciu electronic de achiziții publice, serviciul de transport. Avem iarăși ghinionul, ăsta este, da, bun, că trebuie să ne limităm la graniță cu Piteștiul. Adică, ce putem noi face să avem? Adică să eliminăm aceste mijloace care avem acum, că ele nu sunt autorizate, că zic oamenii, zice, să dispară fitofagul ăla. Dar nu este autorizat de noi. E autorizat de Consiliul Județean, ăla face curse autogară Morărești, Trăganu, Morărești, Conmeana, și am autorizat și noi faptul că aveam probleme să oprească stațiile pe linia Valea Ursului la anumite zone, la anumite ore, cu acceptul, bineînțeles, al Consiliului Județean și al autorității de reglementare. Deci nu e așa ușoară treaba. Și acum, deci, o să facem tot, să zicem, Prizlop, Bașcov sau Schiau, zicem, Dobrogostea, graniță, Bașcov. Avem norocul totuși că localitatea noastră câteodată și orice rău duce spre bine. Că numai la noi în România, strada Balotești, partea stângă e de Pitești, dar mai în comună, dar sunt în Argeș, în comuna mea, dar sunt multe localități. Adică o stradă aparține de două UAT-uri. Noi avem trei cazuri. Avem strada Balotești, care partea stângă e de Pitești, partea dreaptă e de Bașcov. Avem localitate și, care jumate într-un județ, jumate și granița, în alt județ. Da, da. Avem zona, că doamna Mătălina știe, avem zona Căpățânești, care partea stângă aparține de Bașcov și au gaze, apă, canalizare, partea dreaptă aparține de Merișan și n-au gaze. Merișan acum care au o groază de Dobrogostea, da, da, de sonde. Wow. Și oamenii i-au solicitat să, mă rog, între timp am înțeles că și colegul meu să-ți bate să aducă aceste utilități. Deci mai avem zone din astea. Avem aici partea și partea asta spre Pitești, adică când mergem spre Pitești, de la podul Bascov, granița este undeva la fostul pavilon al URO, la Sulipa, pe unde e DNA-ul acolo, chiar pe unde încep blocurile.
că avem acolo, pe partea aceasta, e de necrezut, dar adevărat, avem peste 2000 de case. Adică Baloteștiul, partea stângă, Uiasca toată, Mișunele, prelungirea Mișunele, Rotăreasa, fundătura Mișunele și Lăbușeștiul tot și toate străzile adiacente, atât avem, peste 2000 de locuințe în zona respectivă. Și toate, da, și avem norocul că venim până acolo la graniță și putem să o oprim, noi zicem la punctul Angelic, acolo, putem, la granița care o iei spre Balotești în sus, la granița unde avem granița cu Piteștiul pe partea dreaptă acolo, partea dreaptă. Lăsăm călătorii, descărcăm și pe aia mai merg, mă rog, puțin pe jos, merg la sens, așa, e face sensul, dar joia călătorii merg la prima stație la CPL, cum era înainte, la strada, la, la acolo. Asta e singura, și atunci putem să plătim, să subvenționăm anumite categorii de persoane, dar nu numai cele care sunt vulnerabile, adică cu handicap de gradul 1 sau 2, cum facem acum, dar putem să subvenționăm în așa fel încât operatorul să poată să aibă cursele cât mai dese, că se întâmplă și anume, hai să fim sinceri, sunt ore în care nu merg decât cu 2 călători, 2-3 călători. Acum, asta e situația și încercăm să găsim soluții, să vedem cum o să meargă o perioadă acest aspect. Bun, mulțumim mult pentru intervenție și pentru întrebări. O seară cât mai frumoasă, da? Mulțumesc mult și eu, mulțumesc domnul primar pentru răspunsuri. Să rămână, mulțumesc, mulțumesc, să rămână. La revedere, o seară frumoasă. Seară bună. Da, sunt foarte multe lucruri care se pot face, dar cred că aici intervine și partea elaltă și cetățenii trebuie să implice un pic. Pentru că eu nu văd lucrurile altfel. O dezvoltare ok a unei comunități sau locale acolo și chiar o zonă dintr-o comună nu se poate dezvolta așteptând doar să vină de la primărie. Primăria trebuie să facă aia, primăria trebuie să facă aia. Păi în primul rând trebuie să facem și noi. Adică n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu trebuie neapărat să vină primăria ca să-mi ia gunoaiele. Nu, primăria trebuie să vină să mi-a... Și aici este un aspect sincer. Nu trebuie să vină... Deci, haideți, oameni buni, trebuie să începem să ne schimbăm în primul rând pe noi. Dacă vrem să... Știți, chestia aia, bă, nu-i cere altuia ceva ceea ce ție nu-ți place. Nu? Acum vă întreb pe mulți care aruncați acele gunoaie. Vouă vă place cum arată zona aia, cum respirați aerul ăla care... Acum că vine vara, nu vă gândiți cam cum, ce mirosuri sunt pe acolo, dacă tot aruncați din asta, ce e greu să le duceți la o ghenă de gunoi sau le puneți în mașină și până ajungeți în oraș. Nu, problema cea mai importantă, dacă îmi permiteți aici, da, este că până la urmă noi suntem obligați prin fondul de mediu și anul acesta avem normă 50% din gunoiul care îl ducem către depozitul, da, de acolo, să fie selectat. Dacă nu, plătim. Și plătim cam mulți bani. Acum și vreau să, ca să atins problema asta. Chiar astăzi am semnat un ordin de plată de 270 de milioane să fim la zi cu plata gunoiului, da, restanță care aveam noi cu depozitarea la acolo la Albota, pentru că suntem în procedură de analiză și achiziție a unor măsuri pe fondul de mediu în care ne dă voie, în situația în care avem la zi achitat taxele de gunoi și taxele de selectare a gunoiului și avem un grad de până la 25%, 30%, urmând să ușor, ușor să crește până la 50% conform normativelor Uniunii Europene pe acest domeniu de mediu, să accesăm 10 miliarde de lei vechi pe o măsură, măsura 4-5, pentru reabilitarea, modernizarea și eficientizarea iluminatului public. Și n-aș vrea să scăpăm pasărea asta așa repede, e pe gard acum, dar vrem să acceptăm repede ca să accesăm, să urmărim toate normele respective ca să atragem sursa de finanțare, că iluminatul public în Bascova a fost reabilitat în urmă cu 10 ani, într-adevăr, a fost eficient acum, dar parcă ne-am modernizat mai mult și au apărut alte lămpi mai moderne, cu o eficiență mai mare, cu un consum, da, mai mic, adevărat, un consum mai mic și cu un grad de luminozitate mult mai mare. Da. O întrebare un pic cam... Da. Nu știu, Dragoș Octavian Preda.
cum ați primit titlul de cetățean de onoare dacă la nivelul Comunei Bascu nu există un regulament prevăzut de articolul 36, aliniatul 8, legea numărul 215 pe 2001? Este regulamentul, dar mă rog, numai lui, dacă e treaba, nu pot să vin cu toate actele. În primul rând, titlul nu mi l-a dat eu, mi l-a dat Consiliul Local și nu l-am numai eu, mai sunt colegi de-ai mei și poate îl informez pe domnul Preda, dacă vreți, când vine la mine, să-i spun că sunt și membru, dacă vreți neapărat așa pentru titluri, da? Sunt și membru în Consiliul Mondial al Autorităților Locale care în 2017 la Bogota. Așa că nu putem, dacă le punem la dispoziție, că dânsul a solicitat foarte multe documente. Nu știu dacă sunt, dar de ce nu întreabă dânsul? Uite, că am văzut că vrea să candideze și foarte bine, e tânăr la primărie, că și eu când am candidat la primăria Bascov, aveam vârsta de 35 de ani, parcă da? Și vreau foarte bine. Dar haideți să le spună și ce vrea să facă în comună, nu așa cu aparatul să filmăm o bălărie, pentru că lumea s-a plictisit de chestia asta. Sunt aceiași oameni care intervin, că asta se întâmplă. Dacă vrem să vedem gunoi, haideți să mergem în centrul oricărui oraș european, în zonele limitrofe, oricărui oraș european. Hai să mergem în Pitești să vedem când era dumnealui pe la poliție, să mergem oriunde și e normal, pentru că sunt cetățeni așa cum sunt, conștiința care o au. Și nu cred eu că ăsta ar fi efectul. Haideți să spunem ce vrem să facem în comună, proiecte, cu ce surse, cum atragem fondurile europene, care sunt procedurile, termenele. Astea sunt întrebări și astea cred eu așteaptă cetățenii, dacă vrem neapărat să spunem că Bascov nu e comună europeană și venim noi și o facem europeană. Haideți să fim sinceri, domnul Trean. Deci când am venit aici, am găsit o comună în noroi, domnule. Deci în noroi complet, fără apă, fără gaze, fără canalizare, fără drumuri, fără becuri, cu școlile, cu tavanele pe podea, cu un cămin cultural cu lacătul pus pe ușă și cu tavanele pe podea. Școlile aveau WC-urile în toaletele în fundul curții. Drumurile nici măcar piatră. Haideți să spunem cum arată acum localitatea. Și nu mai spun zona industrială unde avem peste 850 de agenți economici în comuna noastră. Atunci, dacă această localitate nu e europeană, mă întreb, că am venit aici cu dosarul, dumneavoastră vreți să știți că numai anul trecut am eliberat 464 de autorizații de case noi? Atunci, cum vin cetățenii de la Pitești și din alte zone către zona noastră? Dacă nu este zona asta așa atractivă, de ce vin către noi? Avem 460 de autorizații noi numai anul trecut de case și agenții economici. Și acum, prin noul plan de urbanism general, care suntem în faza finală, am luat 30 și ceva de avize, da? E depus la OCP pentru avizare, după aceea trebuie să mergem la Ministerul Agriculturii, am mărit zona de extravilan către intravilan pentru a crea posibilitatea cetățenilor să obțină o sumă mai mare, o valoare mai mare pe terenurile care erau la limita intravilanului și, nu în ultimul rând, am creat două zone. Am creat încă o zonă, o platformă industrială, ca cea care este similară de la SRE, da? Și o să vedeți că în maximul câțiva ani de zile, mă rog, sper să meargă în continuare, mă rog, industria, economia, se vor amenaja foarte multe hale industriale, deci încă o platformă industrială în zona Comunei Bascov, care a creat locuri de muncă. Deci vreau să vă spun că în platforma industrială de la Comuna Bascov, la ora actuală, sunt peste 5.000 de muncitori, dintre care 1.120 sunt din Bascov. Deci noi nu avem șomaj în Bascov. Sunt câțiva așa care, mă rog, nu vor să muncească, probabil. Și iar pe legea 416, pe legea ajutorului social, nu am decât 6 dosare, dintre care 3 dosare, 4 dosare sunt dosarele romilor din zona Schiau. Apropo, că tot ați zis de ajutoare sociale și astea, cum v-ați descurcat pe perioada stării de urgență în Bascov? Ați avut situații... Adică eu vă spun că am noi cei acordat, de la Asociația, da, Civică am avut câteva acțiuni pe raza Comunei Bascov. Felicitări! Foarte bine! Dus medicamente, da. De vreo două ori alimente. Este bine foarte că am bine. Avut în tot județul. Da, este foarte Bascov. Bine. Este foarte bine. Și mă gândesc că atâta timp cât nu au fost foarte multe, ori nu. Că... Nu am avut, da, cazuri foarte multe. Dacă e să interpretăm în legea, haideți să vă spun, cazuri foarte multe chiar în Bascov nu au existat. De fiecare dată am venit în ajutorul și nu numai cu pandemia asta. Am acordat acum 31 de pachete, da?
cu, mă rog, cu un conținut așa bogat în diferite produse, da, de alimente, și la 4 familii săptămânal am acordat pachete și medicamente, da? Mă rog, chiar dacă dumnealor au intenționat să plătească, aveau totuși, hai să zicem, ceva aparținător legal, dacă e să o luăm legal, așa, niște fete în Germania, mă rog, alții care au avut familia undeva la granița județului, dar am considerat că putem să venim în sprijinul dumnealor și am venit. Prin comitetul local, o parte din reprezentanții comitetului local pentru situații de urgență, mai mult cu compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei. Fără să atingem, să zicem, din bugetul local sumele respective. Da. Acum aveam pe ordinea de zi pentru miercurea viitoare un punct, deja e deja pe site-ul primăriei, proiectul de hotărâre pentru ședința de consiliu, în care, printre alte puncte pe ordinea de zi, avem și un proiect de hotărâre inițiat de mine în care să achiziționăm din bugetul local și din alte surse legal constituite cu destinația respectivă un număr de 20.000 de măști ca să le dăm la anumite persoane vulnerabile, pentru că dacă le dăm, noi avem 10.000, să zicem, de locuitori, dar în realitate sunt 12.000, suntem înscripte 10.000, 10.800 și ceva, 11.000, dar suntem 12.000, dar 12 și ceva, dacă le dăm câte două măști de fiecare familie, să spunem, vă dați seama că și nu mai bun. Și acum am văzut că, într-adevăr, chiar astăzi am intrat în posesia unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care se acordă la persoane vulnerabile prin Ministerul Sănătății, către autoritățile locale la persoane vulnerabile. Deci va trebui să identificăm și să găsim soluții. Am văzut că, într-adevăr, dumneavoastră, prin acțiunea civică care s-a avut-o și vă felicit, ați fost foarte bine la câteva familii și am văzut că ați fost și la cazul acela care, mă rog, a creat așa anumită, s-a încercat să creeze anumite stări așa emoționale din Rotărești Foreaș. Eu vreau să vă spun, acolo e o problemă. Acolo e o problemă în care e posibil ca băiatul ăsta, și îmi pare foarte rău, va trebui deja să meargă către asistenta socială de la Pitești, să vadă prin anchetele sociale, pentru că e o problemă foarte complicată acolo. Nu știu dacă știți cazul. Deci la familia respectivă, noi zicem brut așa, la familia respectivă, primăria, deci la centrul social, timp de 3 ani de zile, și am documente, trei copii din curtea respectivă, acum fetele sunt plecate în Glâmboc, la un frate de-a lui tatăl lor care la rândul lor a plecat în străitate și mama lor căsătorită cu altul. E o poveste cam veche, cam da, pe acolo. Păi știți cum am ajuns așa, acolo? Bun. Efectiv, rămăsesem cu o tabletă și cu câteva pachete. Și zic, mă, ce să fac? N-am unde să mă... Nu, e foarte bine, e foarte bine. Și unde dusesem tot la fel tablete și alte produse din astea. Adică, ai să... Pe cine să sun? L-am sunat pe Dragoș. Foarte bine, foarte bine, foarte bine, da. Pune măcar un băiat... E foarte bine, da. Mai nevoiaș, așa, pentru că, uite, vreau să-i duc niște alimente și, culmea, am și o tabletă ca să... să-i odunez. Și atunci m-a direcționat către acest... Da, ce se întâmplă? Așa, ca spre știința dumneavoastră, poate aude și domnul Dragoș și poate că nici dumneavoastră nu a știut. Asta e. Acum eu vreau să spun că între noi vecini, noi suntem sensibili la cazuri de astea de sărăcie, de ecutare, dar când e o chestie reală. Dar vecinii, m-a întrebat, să vedem vecinii, părerea vecinilor de acolo. Pentru că s-au săturat de, mă rog, adică ajutoarele care le dădeau, se duceau la băutură. Mă rog, nu mai spun ce. Acești trei copii, timp de 3 ani de zile, cu microbuzul, da? Îi luam de acasă, aduceam la centrul social de la Valea Ursului, mâncare, 3 mese pe zi, cazare, asistentă sanitară, da? Și, bineînțeles, educator acolo. Timp de 3 ani de zile. Luat de acasă, duși acasă, de la poartă. Nu mai spun... Nu cred că au fost ani de zile și o scot din bugetul local câte ajutoare de urgență le-am dat la această familie prin dispoziția primarului. Nu mai spun ajutoare alimentare sau alte ajutoare, tipuri de ajutoare, constând în diferite produse alimentare și nealimentare către această familie. Numai că la ora actuală, acolo sunt bunicii, a mai rămas acest copil, frații, surorile sunt unele la un frate de-al tatălui în Glâmboc,
Săptămâna trecută am efectuat o anchetă socială acolo și nu vor să-l dea și pe el, pe băiat, da? Tatăl nu vrea să recunoască pentru că soția, mama băiatului s-a recăsătorit și are un copil cu alt bărbat și o situație puțin mai complicată. Și deocamdată nu are de legal, prin anchetă socială, nu vrea nimeni să se asume răspunderea, aici e problema, răspunderea către creșterea acestui copil. Mai luăm un telefon în direct, domnul primar? Da, da, corect. Da? Da. Bun, pentru cei care se uită, să știți că opresc sunetul în timp ce apelez clientul, ca să nu intervină pe altceva, da? Da, se pare că linia este ocupată. Mai încercăm o dată și dacă nu răspunde, asta este. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. The line is busy now. Please try again later. Da, bun. Dacă doriți, puteți să sunați dumneavoastră și o să vă accept în direct. Nu cunosc cine este... Dar să nu se supere, să nu zică că nu cumva sunat. Da? Probabil că încearcă foarte mult și nu, probabil. Probabil că încearcă, da, încearcă foarte mult și atunci ar trebui totuși unul să... Da, măcar unul singur. Da. Bun, să sune și noi o să acceptăm. Poate lasă scris mesaj pe mesaj. Da, haideți că... Da, bip. Da? Îmi cer scuze, mai încercăm o dată să apelăm acest număr, să vedem. Bun, haideți că răspund în direct. Gata, acum sunteți în direct. Mă auziți? Alo. Da. Alo. Da, vă aud. Alo. Deci eu vă aud acum. Eu vreau să spună de cazul, că el cunoaște foarte bine cazul. Da. Era bine să spună o chestie, că chiar e interesant că copilul ăsta trebuie. Da, cum dumneavoastră cunoaște asistența socială, da, cum se numește numele? Doru Ciubotaru. Doru Ciubotaru? Da. Botariu. Ciubotaru. Alo. Alo. Alo, Sătăriț. Vă salut. Sătăriț, v-am auzit discutând despre cazul lui Ana Darius Ionuț și, a trebuit să intervin. Da, vă rugăm, dacă... Ideea... Dacă ne puteți... Da, vă aud, dar opriți pe emisiunea... Stați numai la telefon, că altfel nu ne înțelegem, pentru că există o diferență, un decalaj de ce discutăm noi acum în direct și până când ajunge imaginea la dumneavoastră. Deci nu vă mai uitați la telefon. Vorbiți la emisiune. Vorbim direct la telefon, da? Ok. Da. Vorbeam despre cazul lui Ana Darius Ionuț. Eu am făcut o anchetă socială acolo, că sunt asistent social din cadrul primăriei. Omul, nu știu cât avea nevoie de tabletă, că eu am găsit un calculator și funcțional în casă la el, lucru pe care pot să-l confirme și ei, familia Ana Darius. Nu spun că sunt condiții foarte bune acolo, adevărat, sunt condiții precare, dar ce să vă zicem, mama, așa cum v-a spus și domnul primar, mama este recăsătorită prin Pitești, nu este plecată, este recăsătorită prin Pitești. Nu vrea să audă de Ionuț, tatăl nu îl recunoaște ca fiind copilul lui, că spune că era plecat în afară în momentul în care mama a rămas gravidă și a născut copilul. Deci e o situație foarte complicată. S-au făcut demersuri necesare, așteptăm să terminăm cu acte și cu tot ce este nevoie și să acordăm plasamentul la bunici. Speranța că, nu trebuie să separăm copilul de familie,
trebuie reintegrată în familia ei, extinsă și așa mai departe. Da, este foarte adevărat, dar și bunicii trebuie să fie de acord. Și eu vă spun un caz real. Sunt de acord. De la Vedea, o familie tot așa destrămată, mama a plecat cu noul iubit, tatăl a murit, vechi, de la Ștefănești, doi frați majori, de fapt unul 17, unul 19 ani, stau într-o căsuță la Ștefănești, iar ceilalți minori, maxim 10 ani, 3 la număr, clasa 1, a 2 și a 5, au fost luate de către bunica lor de la Vedea. Bunica are 800 de lei pensie pe lună, le-a făcut cameră separată, le-a făcut și baie. Da. Acum am găsit sponsor care să le facă mobilierul celor două fete. Încă nu știu, mâine o să merg acolo ca să luăm măsurători, pentru că nu poți să faci mobilierul, două pătuțuri pentru copii și așa mai departe. Da. Și bunica s-a angajat la îngrijirea unei alte persoane în vârstă ca să mai câștige bani, pentru că ar trebui să facă un credit ca să facă baie și cameră în două fete și un băiețel. Trebuia la țară, condițiile sunt altele. Deci dacă bunicii acceptă... Că noi am discutat cu bunicii, bunicii sunt de acord să-l crească pentru că l-au crescut de mic. Vă dați seama, a existat atașamentul ăla. Dacă s-au ocupat de copil de când e născut, așa, și chiar și-au luat angajamentul să mai facă o cameră, să-i ofere toate condițiile băiatului. Pentru că fetele sunt foarte bine îngrijite acolo în Plâmboc, unde sunt la unchiul patern. Deci, ele, în fapt, fiind de drept așa, au fost separate de mici. Fetele sunt închidite la fratele tatălui copilului în Lâmboc. Da, am înțeles. Iar în legătură cu camera, ca să o completez ce a zis și Doru, deci în situația în care finalizăm cu actele, deci ne luăm angajamentul că și noi primăria găsim soluții să-l ajutăm cu construcția acelei... Cum am mai ajutat și pe cum am ajutat, de exemplu, în satul Schiau, în urma inundațiilor am construit 3 case și aproape încă 4 locuințe, hai să zic, le-am renovat în proporție de 70%. Am înțeles. Da. Bun, mulțumim pentru informație și... Ce să zic, trebuie să mergeți mai departe, pentru că cazuri sociale sunt peste tot. Nu, dar poate să confirme, dacă tu mai ești Doru, pentru că noi nu am neglijat această familie, cum s-a spus. Deci am de zile, am luat și am dus la centru social pe toți, inclusiv surorile care sunt acum, deci toți în microbuzul și asistentă sanitară, alimente, deci nu i-am neglijat. Da, am înțeles. Noi nu neglijăm cazurile sociale. Ideea care este? Ideea este că asistența socială nu poate fi, nu este ceva ce poți să impui cu forța, înțelegeți? Corect. Adică trebuie să răspundem cu ceva, nu putem să obligăm omul să beneficieze de ceva. Ei au beneficiat de centru social, de transport, ajutoare de câte ori a fost anual le scoatem și financiare și materiale. Da, am înțeles. Bine. Bun, mulțumesc pentru telefon. Da, a fost bine că a venit cu precizările respective și... Da, ce să zic, sunt foarte multe persoane care au nevoie de ajutor. Foarte multe. Eu acum, cel puțin în perioada asta, când așa prin toate, majoritatea comunelor din județul Argeș, sunt familii care trăiesc la nivelul ăla limita sărăciei. Să știți că la noi, în Bascun, afară de situația cu romii care avem acolo, într-adevăr nu există sat să nu avem așa una, două, trei fatul familiei de-astea mai cu probleme sociale. Dar aceste probleme sociale au și anumite cauze. Unele, eu vă spun foarte sincer, o parte din aceste familii, cauza principală e beția, băutura, consumul banilor pe altceva, da? Neglijența în administrarea gospodăriei și a copiilor, că mai sunt și familii din... Sunt câteva. Apropo că ați deschis subiectul ăsta cu că unii părinți nu au grijă de copii și așa mai departe, eu am făcut o propunere la grupurile parlamentare de la București,
Am fost inclusiv la Partidul Social Democrat Român și am spus așa, oameni buni, de ce tot măriți, când sunteți la putere, măriți alocația, nu știu cu cât, vine el din opoziție, vine și ăla. Și, adică, fără o chestie, eu aș merge în felul următor, alocația. Băi, cât a fost rata inflației anul trecut? Ei, cu atât se mărește în fiecare an, dacă există inflație, trebuie să mărim și bineînțeles, alocația. Dar aș da pe bonuri valorice. Exact. Și iar de banii să cumpere doar lucruri pentru copii, să fie folosit numai scopul, pentru că cunosc o groază de părinți care trăiesc din alocația copiilor, se duc țigări, băutură, ca să mai spun, m-au sunat pe perioada asta, să le cineva, știi că am și o nevoie, că nu mă pot deplasa, dacă îmi face și mie cumpărăturile, și culmea că am recunoscut numărul de telefon și cu persoana respectivă mă întâlnise cu două ore înainte, își luase țigări și băutură și bere, o sticlă de bere. Și peste două ore a sunat pe numărul pe care îl aveam noi dacă putem să facem și noi cumpărăturile. Adică ieși din casă, te duci să-ți iei bere și țigări și nu te poți deplasa ca să-ți cumperi două pâini. Românii sunt... Deci când am avut inundații în satul Schiau, am avut și o comisie de la București, o acțiune de asta de voluntariat, cu tot așa pe societatea asta de civilă de voluntariat de la București. Și vreau să vă spun că au fost, vă spun, ofițeri care munceau cot la cot cu Comitetul Local pentru Situații de Urgență și cu oamenii noștri de la ISU, acolo, că am avut probleme mari în zona aia Schiau acolo. Acum suntem în construcție cu podul acolo. Și vreau să vă spun că au fost două persoane, că mai sunt câteva de ăștia pe acolo, pe zona aia care le place, mă rog, băuturica, care stăteau pe prispă, mai sus așa, apa era așa și oamenii munceau în curte și el era cu pantalonii sumeși, da? Cu sticluța de bere și cu ceașca de cafea și cu țigărica. Adică era la televizor. Am filmare cu el. Deci, până la urmă era la spus, televizor. Da, seama, deci, vă dați seama. Adică, sincer, câtă nesimțire. Deci, vă rog, credeți-mă, eu pe mine mă îngrozesc unele persoane care se dau așa, ies și fac, dar de fapt nu fac nimic. Nu fac absolut nimic. Nici măcar nu știu, haideți să vă spun, mă uit acum exact cum a zis dumneavoastră, bunul simț, buna măsură, precum și învățătură. Adică, deci noi generațiile astea mai vechi, mai bătrâne, mai, mă rog, care o parte s-au dus la locul cu verdeață, mă rog, o parte au înaintat în vârstă, nu prea mai ies pe stradă, din casă, mă rog, care își mai scăteau pălăria când trecea, indiferent că era, mă rog, cineva de la primărie, exact. Acum vreau să vă spun, acum nu vreau să dau exemple, sunt tineri care... nu că sunt eu primarul sau indiferent cine sau dumneavoastră, vorbim vorba de vârstă sau cu tare, vorba de bună ziua sau mai sunt și asumenea, nu știu, aici mai contează cei 7 ani de casă, contează, sunt multe aspecte. Există cei 7 ani. Sunt multe aspecte, cei 7 ani nu mai există, domnul primar, vă spun eu, pentru că am văzut, m-am întâlnit cu foarte mulți tineri. Am avut multe campanii noi și de sânge de semături și pe acțiuni diverse și eu am căutat cel puțin eu personal să stau de vorbă cu cât mai mulți tineri. Să le spun în primul rând, bă, dacă vreți ceva bun pentru voi, măcar implicați-mă în politică, mergeți, nu contează, duceți la PSD, la PNL, la USR, la PUS, la PVR, nu e contează. E foarte bine. Duceți-vă, implicați-vă, dacă voi credeți că puteți să reușiți mai bine decât actualii politicieni. Dar oricum trebuie să vină din urmă tinerii, haideți să venim cu idei foarte bune, dacă găsim o chestie de asta, numai de iritare așa și de a găsi adepți pe telefon să dea, mă rog, comentarii, că, mă rog, nu cred eu că, ușor, nu ăsta este obiectivul principal de a veni într-o administrație locală, într-o autoritate locală, undeva, chiar și într-o societate civilă. Deci eu v-am spus, în vremea mea, acțiunile astea de voluntariat care le făceam cu oameni din comună și după ce terminam, beam fericiți o ceașcă de țuică sau o bere și eram foarte fericiți. Foarte fericiți. Știți cât avem de când vorbim? Nu știu. De când dialogăm? Nu știu. Două ore.
Atât? Da. No, numai? Da, atât s-a dus repede, da. Da. Ei, deci mă bucur că nu, păi aveți un tip de ăsta de emisiune care practic nu plictisește. Da, chiar acest dialog deschis, chiar sincer, acum nu... Nu că l-am inventat personal, dar l-am impus personal. Adică toate televiziunile sunt scurte. Și subiecte de discuție, slavă Domnului, sunt foarte multe, foarte multe. Dar promit eu că, nu știu, în două luni, o lună, cum poate permite timpul, mă rog, mai bine, poate că mai sunt anumite subiecte care mai vor cetățenii, poate că mai sunt acum unele care probabil că vă le-a transmis noastră și nu le-ați dezvoltat sau ca să putem să... Plăcea ca eventual în campanie, dacă o să mă ajutați eventual să puneți la dispoziție o sală în care să invit toți candidații la funcția de primar și să avem un dialog deschis promis. Acolo, foarte bun. 3-4 foarte ore, bine. Contează cu toți candidații, pentru că ar fi, așa mi se pare extraordinar. Deci sunteți de acord? O dezbatere publică, nu mai vă spun cu toți candidații, dacă ideea este foarte bună, chiar în sala, dacă o să ne permită, mă rog, virusul, să zicem, da, pandemia, să facem chiar într-o sală și cu public. Adică candidații aici, cu dumneavoastră moderator, cu alții și publicul, să pună întrebări nouă, adică e o chestie extraordinară, foarte corect. Cu fiecare foarte corectă. Eu haide să vă spun, m-a ajutat foarte mult și chiar dacă acum a apărut și hai să vă spun că nu trebuie să neglijăm, ne-am dat seama în urmă că ați văzut că nu prea ne-am stat eu așa puțin pe spațiul ăsta online și cu multe probleme, dar mi-am dat seama că asta este viitorul. Eu întotdeauna și nu o să neglijez nici de data asta, da? Să merg în campanie electorală, am acest obicei, în jumatea satului, în jumatea străzii, pun o masă acolo, o măsuță de la un cetățean, o sticlă de apă, două pahare, documentele pe masă, oamenii în centru acolo al satului, da? Fraților, asta avem de făcut, asta am făcut, cam ce propuneri mai aveți, corect, am avut ocazie acum două legislaturi de practic în 2012, un contracandidat al meu de la un partid s-a dus în sat mai îndepărtat, într-o stradă, da? În satul Uiasca, dacă vreți să vă spun, bun. Și le-a spus foarte clar, cu caravana, și noi eram în spatele lor în altă zonă. Și s-au dus acolo cu 7-8-10 tineri, tineri candidați acolo care erau pe lista dumnealui, și le-a spus la oamenii aia că dacă vor fi aleși, nu aveau asfalt atunci, da, în zonă, deci vor avea asfalt și gaze și canalizare în maximum 6 luni de zile. Și am venit noi în urmă și am spus, eu nu garantez treaba asta nici în 2 ani. Dacă ești și v-a promis treaba asta, alegeți-i. Oamenii s-au convins că mă cunoșteau. Cum poți tu să spui că vei avea, uite, canalizare, au trecut în 2012. Iată, sunt 8 ani și nu au gaze. Deci nu e, că nu, sunt vă dați seama, păi nu, dar vă dați seama, că nu e așa ușoară treaba. Florin Oproiu vă întreabă, ce se întâmplă cu apartamentele făcute la blocul B2? Da. Ceva de acte, nu prea înțeleg, se fac actele, ceva de genul. Aici o problemă puțin mai complicată, domnul Florin, și după câte știu sunteți în instanță, nu știu, ne întreabă prin, prin mesaje. Deci, ce să vă spun, hai să zic o persoană, să nu spun și funcția, că e penibil. Dacă vreți să spun pe public, o spun. E consilier local. Domnul Florin Oproiu, dacă doriți, puteți să sunați la numărul afișat acolo. Vă rog eu, mai bine să discutăm. La numărul 770-680-384, ceva de genul ăsta. Da, 384. E mai bine sunați să... și intrăm în direct, că este mult mai bine. Da. Eu nu cunosc numerele de telefon, nu le am și... E mai bine, sunați dumneavoastră acum și discutăm aspect cu domnul primar. Da? Vă rog frumos, cât ne mai povestește domn primar, că l-am întrerupt, ne povestea cum a fost campania din 2016 și cum va fi campania din 2020. Și au venit, vă dați seama. O țiculiță acolo, pe masă, nu luați. Să știți că eu acolo la terminare în sat, de ce să nu spun, dar nu cu cizme, cum spun unii, depinde cu fiecare își face campanie și în funcție de... Eu nu spun, dar acolo cu oamenii din sat mai luam după la terminare, să zicem, dacă eram lângă în prearma magazinului lui Popescu, la intersecția de străzi făceam acolo această ședință.
întrerupeam puțin circulația, o deviam puțin și stăteam de vorbă o jumătate de oră, că nu ne lălăiam acolo și mai beam o țuică pleacă la terminare, la final, așa, dar nu cânta, dacă, bineînțeles, cei care nu conduceau, că noi trebuia să mai și plecăm în alte sate. Deci la finalul zilei încercam să bem o ceașcă de țuică. Dar parcă era altceva, oamenii ascultau, întrebau. Eu sper să fie aceeași atmosferă, să fie aceeași atmosferă, să fie... Este foarte bine să mergem pe... știți că... Da, poate. Da, cred că o să răspundem dacă este domnul Florin. Alo? Alo? Alo, sunteți în direct, vă rog frumos. Să treci. Da. Sunt domnul Florin, care am sunat în legătură cu apartamentele. Să dea și mie domnul Stan cu lămurire. Pentru că am pus la dâns una audiență și mi s-a promis că se vor rezolva. Eu am cumpărat de la domnul Nedelea, în 2016, o garsonieră. Dânsul n-a fost în regulă cu altele, noi am achitat și tot ne judecăm de 4 ani de zile cu persoana respectivă, pentru că nu putem să avem act de proprietate, pentru că garsonierele n-au cadastru, nu au niciun act legal. Și suntem 9 persoane, 9 familii, în aceeași situație. Da, păi domnul primar vă poate răspunde că sunteți în direct. Deci, dânsul domnul Florin are dreptate totală. De-aia vreau să vă spun, mi-e și rușine să spun că acest băiat Nedelea este și consilier local. Bine, el a mai candidat de vreo 2 ori la primărie din partea altor partide. Omul le are pe astea cu, mă rog, cu inducerea eroară a unor zone, mă rog. Și acum a plecat de la noi, s-a dus la alt partid, în sfârșit nu mai contează, vor să candideze. Treaba este că i-a lăsat pe oamenii, mă rog, cu gura, cu buza umflată, pentru că ce s-a întâmplat? Deasupra blocului respectiv permitea legea că în momentul în care, bineînțeles, cu acordul asociației de proprietari, într-un bloc, clar, deci părintele blocului, președintele asociației împuternicit de către comitetul asociației de proprietari și împuternicitul care este, de fapt, angajatul președintelui asociației. Bun. E, prin asociația de proprietari exista și acte normative și legislație în situația în care cineva care vrea să facă o mansardare la bloc, pentru că într-adevăr avea izolația blocului când și acoperișul era într-o situație, într-un grad de uzură fizică mai avansată, și oamenii, cetățenii din bloc și pe bună dreptate au zis, domne, e o mană cerească, că nu ne împiedică cu nimic dacă dăm acordul să desfacem acoperișul existent care și așa plouă în el și băiatul ăsta să facă, bineînțeles, cu acte în regulă, să facă o mansardare și să acolo mansardarea respectivă să facă garsoniere sau, mă rog, poate și apartamente cu 2 camere ca să le vândă. Condiția fiind că, odată cu acceptul ăsta, să le izoleze blocul, să le facă acoperișul și așa mai departe. Noi, din punct de vedere al legalității, după ce am avut acordul asociației de proprietari și, bineînțeles, proiectul cu avizul Inspectoratului Tehnic în Construcție și cu toate avizele cele, am dat o eliberată autorizație de construire. Numai că, în timp, băiatul ăsta ce a făcut? A construit și însă, în timp ce construia, le-a luat bani la cetățeni, o parte prin precontracte, la cei care vreau să dobândească garsonieră sau apartament cu 2 camere acolo la mansarda blocului, ca să poată să continue lucrările, că n-aveau bani. Știți cum dau cineva acum, măi, eu vreau, sunt blocuri în construcție și îți dau un avans deja în nașterea blocului și ușor, ușor, ca să am acolo o locație. Le-a făcut precontracte, le-a luat banii, după aceea la unii le-a spus, nu le ajung banii și le-a luat toți banii, da? Și nu mai poate să mai meargă să facă acte notariale, pentru că nu poate să elibereze cărți funciare, cadastru, cărți funciară, pentru că nu au ținut cont de anumite obiective compartimentare și, mă rog, sunt mai multe probleme care nu țin de primărie. Eu nu pot să închei autorizația de construire, da? Pentru că, de fapt, n-am ce să mai închei, că a trecut termenul. Da? I-am trimis o amendă de 60 de milioane și am spus să-și revizuiască, să vină să solicite o nouă autorizație de construire, ca să poată să meargă în continuare la OCPI. Dar are o încurcătură și am înțeles, probabil nu știu dacă domnul Florin e situația asta, știu precis că este și un dosar pe rol, adică cei care sunt nemulțumiți
Așa, l-a acționat în instanță. Sunt în instanță și e un dosar pe rol. Da. Și dumneavoastră sunteți domnul Oprăie. Da. Și e un dosar pe rol. Se cheltuie 10 de milioane pe avocați, da, pe taxe și nu se rezolvă nimic. Dar domnul Oprăie, nu depinde de primărie. Situația noastră, din contră, eu vreau să vă spun cu toată sinceritatea, chiar dacă este consilier local, știți cum a ajuns el consilier local, că știți mai multe noastre, așa, chiar dacă este consilier local, nu i-am dat autorizație, ca să, dacă dădeam autorizație, vă spun că aveați probleme cu băiatul ăsta. Deci nu i-am dat pentru, domnule, în ideea asta. Păi, dar nu noi primăria v-am păgubit. Persoana asta fizică care v-a avut încredere, care și nu sunteți singurul. Dar nu sunt numai, suntem 9, 10. Păi nouă, dar nu sunteți numai dumneavoastră, mai sunt și alții, care nu mă refer la bloc, mai și la, la alte tipuri. Dar candidează din partea unui partid la primar acum, probabil că o fi vrând să... Domnul Nedelea, de la PNL, nu? Da. Da, știu. Valentin, da. Valentin Nedelea candidat la funcție de primar. Da. Dar pe noi ne interesează cel mai mult pentru că noi am fost corect, noi am achitat și păi, noi... Eu vă cunosc foarte bine, ați fost la mine în birou, da, și nu numai dumneavoastră, împreună cu delegații acolo, și ați fost de 2-3 ori. V-am mers, da, da, da. Am adus fetele de la urbanism, am verificat documentația. Noi, în momentul când am cumpărat, actele erau în regulă, că noi le-am făcut la notar și actele sunt în regulă, pentru că el pe promisiunile de vânzare, cumpărare și-a luat angajamentul că o să încheie certificatul de urbanism. Păi, domnul Florin, promisiunea de dumneavoastră când ați dat, când ați încheiat treaba asta, ați încheiat în baza unei promisiuni de vânzare, da? Ați dat întâi promisiunea de vânzare la notariat, o promisiune de vânzare, nu urmează elemente extraordinare, este decât voința părților, da? Cu buletine, cu acte de identitate. Deci, da, numai în urmă când să... Păgubești oamenii cu miliarde... Păi aici e problema, numai că în urmă când finalizez această promisiune de vânzare în autentificarea actului... Anumite contracte are un termen. Păi are... Bine, promisiunea de vânzare are un termen. De exemplu, clar, o promisiune de vânzare, dacă are cu acordul părților un termen de 6 luni sau un an, fiecare și angajament, că în 6 luni el... finalizează cu certificatul de urbanism și cu toate cele și obține autorizația, da? Și el acolo în promisiune probabil că a spus corect că face treaba asta, numai că el n-a obținut, pentru că nu s-a întrunit niște elemente tehnice și juridice, să spunem, pentru a obține autorizația. Păi și practic el ne-a luat banii, mergem pe gubiții și... Dar nu trebuia, dumneavoastră, nu trebuia să-i dați banii. Nu trebuia să-i dați toți banii până nu vă mutați în casă definitiv, nu că așa cu totul, adică trebuia să vă mutați în casă, să-i dați banii numai în momentul în care finalizați tot, toate documentele. Inclusive nu trebuia să-i dați banii, pentru că el a cerut banii, azi, bă, mai trebuie, mi-ai dat 20%, mai dăm 40%, că uite, mai am nevoie păi să pun acoperișul. Da. După ce am cumpărat eu și n-a făcut actele în regulă, el cum am mai construit încă 4-5 apartamente fără autorizație? I-am dat, are amendă dată și asistat lucrarea, iar pe treaba asta l-am acționat și noi la inspecția în construcții. Să nu ziceți că am stat degeaba, nu, avem și noi... Nu, alea 4 apartamente, nu, erau, nu, domnul Florin, stați, cele 4 apartamente erau prinse în proiectul inițial. Erau prinse, numai că el n-a avut... Deci a putut să mai păcălească și altul. N-a avut bani, nu, dar din punct de vedere al documentației depuse la primărie, erau prinse în proiectul inițial. Pe noi nu ne interesează primăria în cui vinde și cum compartimentează. Înțelegeți? Noi când ne eliberăm autorizația, o eliberăm pe persoana fizică, Nedelea, cum a fost el, sau nu știu, pe, parcă da, pe... Deci da, suntem păcăliți cu acte în regulă. Da, asta e și o să trageți cu el, dar mă rog, sper ca instanța să... Dar o să aveți probleme. Sperăm, pentru că eu sunt lângă dumneavoastră, eu ca primărie, aveți dreptate, eu ca primărie, adică noi, instituția primăriei, cu compartimentul juridic. Avem și noi ca... cetățenii Bascovului, ar trebui să avem și noi un ajutor din partea dumneavoastră, adică să-l somați și să rezolvăm o dată, pentru că nu cred că... Deci veniți la locuințele respective nu există. Eu vreau să-mi dărâm casa. Da.
îl las pe cetățeanul de la 3 fără acoperiș, pentru că nu există apartamentul respectiv. Bine. Dacă vreau mâine să mi-l dărâm, da, mi-l dărâm. Da. E al meu. Veniți la primărie, haideți, dumneavoastră, nu trebuie să vă supărați pe noi. Veniți la primărie, ia vedeți, cine se ocupă, cine se ocupă de, cine se ocupă de dosarul dumneavoastră? Ce avocat aveți? Bun, solicitați dumneavoastră prin avocatul respectiv sau veniți dumneavoastră și noi vă dăm toată corespondența care o avem noi. Luni o să mă prezint la dumneavoastră. Chiar vă rog frumos și vă dăm tot extras din dosar și toată corespondența care am dat-o în dosarul respectiv și către inspecția în construcții. Bun, pentru că noi avem promisiuni că se va rezolva, că au venit niște taxe de la primărie și că s-au achitat. Dar noi nu mai credem treburile astea. Pentru că am fost păcăliți, cum vine vorba. I-am dat noi de la primărie, aveam de dat... Un miliard și ceva, pentru că nu sunt bani. Da. Și nu numai eu, toți suntem în aceeași situație. Da, așa este. Ar trebui să fim ajutați în punctul ăsta de vedere pentru deci că... noi autoritatea mai mult decât ceea ce ne permite nouă legea din punct de vedere, hai să spun, al urbanisticii. Aici avem noi, că restul este treaba asociației de proprietari și e treaba juridică cum interpretează actul de voință al părților făcut cu notariatul. Ați înțeles? Adică treaba primăriei e numai chestia ceea ce înseamnă eliberarea formelor de autorizație. Adică încadrarea în proiect, cum ne permite legea 50 modificată, încadrarea în proiect, încadrarea în ansamblu arhitectural și așa mai departe. Aici trebuie să verificăm noi. Deci legea este făcută în felul următor, să mă înțelegeți, adică să nu mă interpretați greșit. Eu dacă promit la 10 persoane că o să construiesc o casă și le iau banii, mie legea nu o să-mi facă nimic. Păi nu, dar nu are treabă primăria cu chestia asta. Nu are treabă primăria. Am înțeles că chiar săptămâna trecută și a fost dat la televizor un caz. Da. Am înțeles că a văzut cineva. Un băiat ăsta care se ocupă cu imobiliare a arătat la cineva un teren undeva într-o zonă foarte frumoasă. Și care era la distanță de terenul lui de aproape 200 și ceva de metri. Dar apărea tot zona aia în planul de când ei de la primărie îi două chestii, plan de situație și plan de încadrare în zonă. În planul de încadrare în zonă apare fotocopia mare și zice, uite aici punctul. Și s-a dus, uite ăsta e terenul ăla frumos cu tore, i s-a părut prețul bun, a bătut palma, s-a dus, a făcut acte, dar a făcut acte fără să mai vizualizeze terenul, a făcut acte pe terenul la care îl avea el mai la 250 de metri, a luat banii și când s-a trezit ăla s-a dus la primărie să ia autorizație. Acolo a spus, stai domnule că dumneata ai acte peste 250 de metri, domnule, acolo sus. Vă dați seama. Și poliția. Deci mai sunt aceleași lucruri. Nu. Dacă nu verifici. Deci, nu. Aici o să aibă probleme săraci oameni cu băiatul ăsta, dar eu sper să o rezolve. Bun. Domnul Oprăiu, mai aveți vreo întrebare? Vă aștept la primărie luni, da? La ora 10. La ora 10, da? Bine. Da. Și eu vă mulțumesc. Seara bună. Stimă. Da. Așa este. Diverse probleme. Sunt cetățenii care, până la urmă, să știți că pleacă de la chestia asta. Majoritatea cetățenilor nu se informează bine la blocuri, la blocuri s-a încetățenit treaba asta. Adică oamenii nu știu că această casă comună, bloc, da? Trebuie să aibă un tătic, o familie, cineva care s-o cum noi la, în mediul acolo, în străduța respectivă, în sat, așa, avem casa și de casă răspunde cineva, nu știu, titularul casei, în familie acolo, din cinci, tot e cineva autoritar care răspunde treaba asta și iau hotărâri asupra familiei, asupra administrării locuinței sau imobilului, așa trebuie să înțeleagă că această casă comună, care se numește bloc, da? Este administrată, este casa dumnealor. Și că n-are treabă primăria cu construcția în sine decât cu exteriorul, ce e domeniul public, da, în jurul locurilor, și că acest bloc, această casă comună, voința dumnealor și tot ceea ce trebuie să facă acolo, trebuie să facă printr-o persoană aleasă care se numește președinte, da, printr-un comitet așa cu majoritatea 50% plus 1 din cei care aparțin acolo, da, care după aceea și alege un împuternicit sau un administrator, un cenzor, da? Și care exprimă hotărâri.
Să întrunești și zice, ucedul hotărâne la nivel de asociație. Păi, părțile comune ale acestei case comune sunt scara, da? De jur împrejurul blocului, pe o distanță de unde se mai pune și flori cu tare, acoperișul, subsolul, că astea sunt părți comune. Uscătoria și așa mai departe. Sunt părți comune care și tot asociația, prin președinte și cu voința majorității, impun și anumite taxe. Taxa de, nu știu, taxa de gunoi acum a trecut la autoritățile locale. Anumite taxe care, taxa celui care mătură scările, taxa celor care vor să facă nu știu cum, care ele sunt, dar obligatoriu. O treaba asta nu are, într-adevăr, legea acum e modificată, legea asociațiilor de proprietari, în care autoritățile locale pot să influențeze, să autorizeze, în primul rând, administratorii, da, să-i autorizeze, să vadă dacă corespund din punct de vedere al școlarizării, pe care trebuie să aibă un termen din asta, dar și pot să emită și sancțiuni. Adică pentru faptul că a neglijat subsolurile blocurilor, pentru scările interioare și așa mai departe, sancțiuni care sunt câteva amenzi care sunt cam măricele din punct de vedere al actelor normative în vigoare. Da, așa este. Deja ne apropiem de 2 ore și jumătate. Aulă, s-a dus. Cred că trebuie să terminăm emisiunea. Da, din punctul meu de vedere... promit că mai vin, dacă mai sunt cetățeni care îmi cer scuze și ne cer scuze, care n-au putut să intre sau au avut anumite probleme, eu vă aștept la primărie, stimați cetățeni, oricând, deci chiar dacă programul meu de audiență e marța și joia, cred că știți că, de regulă n-am ținut. Nu am ținut. Ați acceptat invitația de a veni pe grupul Comunei Europeană. Și vreau să spun că haideți să terminăm cu stimați cetățenii ai Comunei Bascov, să fim mândri de localitatea noastră. Trebuie să fim mândri de localitatea noastră, că totuși trăim într-o localitate, hai să zicem, chiar cam europeană dintre localitățile din România. Că eu sunt și eu și membru în Asociația Comunelor din România, filiala Argeș, chiar vicepreședinte, și am mai mers prin multe, multe localități la colegii mei, care sunt așa prieteni cu mulți, mulți primari din toate județele chiar. Și hai să vă spun că dumnealor și-au venit și dumnealor la noi în localitate, cu ocazia zilei localității și de când mai trece spre Vâlcea sau spre Cutea de Ales sau vin din localitățile spre București, vă spun că aproape, mai ales în perioada de vară când merg la mare, majoritatea celor care vin din Ardeal și vin pe Valea Oltului și pe Sibiu spre Vâlcea mă sună și mai stăm de vorbă jumătate de oră, o oră și așa mai departe. Deci suntem o localitate europeană, hai să fim mândri, mai sunt multe de făcut. Într-adevăr, pretențiile care le avem trebuie să fie cu adevărat europene, că suntem aici la 2 pași de Pitești, dar haideți să le și gândim că ele nu vin așa peste noapte, că totuși ele se fac cu anumite sume, ele se fac legal constituite cu destinația respectivă și că se încearcă și că împreună facem eforturi pas cu pas așa să le rezolvăm pe toate. Mai avem așa, din punct de vedere al utilităților, gaze, acolo în zona Uiasca și 2-3 străzi, care avem documentația depuse prin ordinul la Agenția Națională de Reglementări și era pe FDI, dar s-a anulat acum Fondul de Dezvoltare de Investiții, da? Și în care operatorul este obligat să dea 50% el și 50% autoritatea locală, dar fie extraordinar de bine, și deci și câteva străduțe. La apă și canalizare suntem în acest proiect cu operatorul regional apă canal și încercăm să remodernizăm ultimele străduțe care suntem în studiu de fezabilitate. Mai avem și trotuare pe partea stângă a celor două, mă refer aici mai mult la drumul național DN7. Mai avem, așteptăm acum situația finală de la CNI, de la Consiliul Național de Investiții pentru avizul CTE, Comisiei Tehnico-Economice, pentru avizare 186 de miliarde pentru modernizarea bazei sportive la Bascov, da? Cu tribună de 1800 de locuri, cu nocturnă, cu, mă rog, grupul de vestiare și încercăm să ne gospodărim aici ca să, într-adevăr, să trăim într-o comună europeană, noi, familia noastră și copiii noștri, să ne fie drag. Dar nu trebuie să privim
prin acest ansamblu și prin grup Comuna Europeană cu semnul întrebării. Da, să ne fie să fim mândri că suntem cu adevărat în Comuna Europeană. Și vă mulțumesc foarte mult. Domn primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și peste vreo unde să înceapă campania, când doriți, 2-3 luni de zile, pentru că oamenii mai discută și mai avem multe, trebuie să-i lămurim, așa este. Trebuie să-i informăm și așa nu vor mai ieși cu tot felul de atacuri sau... Știți care e situația? Deci pe mine nu mă deranjează. Eu vreau să spun că la mine în birou și nu, e mare lucru. Ați văzut că totuși am făcut mă rog, aceste printre calificări astea și chestia de psihologie a maselor, mare lucru să lucrez, Eu și la, mă rog, partea romilor care vin înspre Schiau, la mine, când vin la mine în birou, eu vorbesc și cu Pulmena și cu Gertruda și cu Popescu, iar mă rog, pe graiul lor, adică pe graiul, nu pe limba lor, pe înțelesul lor, dar exact peste 2 minute poate vine nu știu ce director la ușă și trebuie să vorbesc pe înțelesul celălalt. Așa este. Și e mare lucru. Și e foarte adevărat ceea ce spuneți. Bun, eu oricum mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Așa, dragilor, nu uitați că începând cu acest proiect, deja Bascov este prima localitate care deja are site-ul propriu făcut de noi pe adevărsidetateadejean.ro/Bascov. Acolo, dacă intrați în momentul ăsta, se transmite emisiunea în direct și pe site. Acolo o să găsiți și emisiunea, pagina personală a domnului primar. Fiind primul invitat care puteți din proiectul nostru. Și acolo putem sunt toate cronologic puse. Exact. Acolo găsiți inclusiv CV-ul care l-am primit astăzi și l-am urcat pe site. Îl găsiți acolo CV-ul și citiți mai multe despre dumnealui. Și orice probleme aveți, eu zic că până la urmă se rezolvă doar printr-o comunicare. Pentru că până la urmă comunicarea este cheia succesului. Și să știți că fără implicare nu se poate face nimic. Și noi avem o lozinca noastră care spune clar, implică-te, tu faci viitorul. Da. Deci despre asta se vorba. Dacă nu te implici, n-ai cum să... Da, spune, mergi la vot, nu lăsa pe altul să decide despre viitorul tău. Da? Nu arunca gunoaie pe jos, că nu vine nimeni să strângă după tine. Și multe altele. Da. Ar fi multe de discutat, dar deja voi știți mult mai bine despre ce se vorba. Da? O seară bună, iubiți România, iubiți Bascovul, seară bună. Iubiți Argeșul, iubiți seară Europa. Bună. Da. Mulțumesc mult, seară bună.